lucrări ședinței ordinare din data de 25 iulie 2018. Toți consilierii, toți cei 15 consilieri sunt prezenți. Lipsește delegatul sătesc Marin Mihai. Începem prin a vota procesul verbal de la ședința anterioară a lunii iunie. A fost publicat pe site. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal. Domnul Dămoc, spuneți. A devenit o regulă ca momentele stânjenitoare pentru domnul primar sau doamna viceprimar, acolo unde se pun întrebări care îi pun în dificultate, să nu fie în sensul acestui verbal. Puneți exact. Exact, vă spun. Discuția între dumneavoastră și domnul Mitică, unde domnul Mitică v-a explicat clar care sunt atribuțiile consilierului local, nu apar în procesul verbal. Este o... apare introducerea, de momentul în care vi se reproșează anumite lucruri și dumneavoastră răspundeți. Bine, nu spuneți mie asta, spuneți domnul secretar, că nu se l-am tocmit. Deci n-am avut nicio... Eu vă spun la modul în care senzația este că în procesele verbale se întocmesc în funcție... Ar trebui să dați dacă v-aș spune, dacă v-aș spune că nici n-am citit procesul verbal și nici nu a întrebat domnul secretar, ar fi degeaba, pentru că tot părea. Da? E o problemă dacă nu l-aș citi, pentru că... Da, e problema mea. Așa este, e problema mea. Și ar trebui să vă asigurați că ceea ce ați afirmat în ședința anterioară este publicat în procesul verbal. Sunt ședințe. Așadar, să vă rog, domnul secretar. Da, vom completa cu... Să completați... Altcineva? Iar la... N-am terminat, vă rog frumos. Iar la final, când a solicitat să se aprobe acea alocare, eu mi-am exprimat și atunci dezacordul, chiar dacă n-am fost atât de vocal ca domnul Boboc, eu nu am votat acea alocare. Când domnul Boboc s-a împotrivit, eu nici măcar nu am votat. Da? Da. Deci ar vrea să se la ce anume? La final, doamna viceprimară a supus la vot o sumă de bani pentru parohia ortodoxă. Acei 1000 de lei pentru parohia ce ortodoxă. În afara unui proiect de hotărâre, deci doar și pur și simplu verbal, fără să știm pentru cum poți să ceri acordul unui consiliu local verbal pentru că ceva ce nu știm că se va întâmpla. Și nu a fost consemnată pe poziția dumneavoastră față de... apar la voturi pentru. Apar toate voturile pentru plus domnul Boboc, care a fost mai vocal și a exprimat că voi viziona încă o dată, cred că, dacă ți-l aminte, chiar s-a întrebat câte voturi sunt. Da. Exact. Haideți să vă întreb. Aveți cu impresia că se întrerupsese camera. Doar dacă au fost pe noastră. Nu am fost, nu știu dacă s-a filmat și pe noastră. Sincer să fiu. Atât am avut spus mult. Deci votul dumneavoastră la acea, pentru acea sumă a fost împotrivă. Nu am votat pentru că nu aveam ce să votez. Nu era proiect de hotărâre. Pentru ce să votez? Deci noi am avut bani alocați în buget. Conducerea este responsabilă cum îi împarte. Deci v-ați abținut, v-ați abținut să înțeleg. De ce să... Nu am votat că nu aveam ce să votez. Da, m-am abținut. Ok. Altfel n-am cum să interpretez. Okay. Sunt trei variante, nu? Okay. Cum pot să cer girul Consiliului Local? Așa. Ca să facă înțeles de ce s-a cerut girul Consiliului Local, Curtea de Conturi, când a venit în control, a zis așa. Chiar dacă banii sunt dați pe biserici, sume de bani, specificat exact pentru ce. De exemplu, la început, în bugetul local, s-a aprobat suma de 21.000 de lei pentru biserica parohia ortodoxă Horgeș, ceea ce înseamnă și Sohodori, inclusiv. Când s-au alocat bani, luna trecută, am zis, sau acum două luni, din cei 21.000 s-au dat doar 20.000 și au mai rămas 1.000. Cum data trecută s-a spus că se alocă 20.000, deși aveam un proiect de hotărâre a bugetului pe anul 2018 trecută suma, acum s-a venit să se spună Consiliul Local ce se face, de ce se dă acea 1.000 de lei, diferența care a fost alocată prin bugetul inițial. Da? Asta a fost. De asta s-a adus la discuție și poate cineva n-a fost de acord. Deci n-a fost... suma a fost votată. Noi am fost de acord la început, am aflat un buget. Da, dar Curtea de Conturi a spus să se menționeze ce se face cu banii. Asta, atât era de lămurii, mai mult nu. Vota banii ăștia normal a fost și pentru biserică și pentru cultură. Atunci, și dacă... a fost niște acțiuni cu... domnul Dudulică, ne scrie la cuvânt. Ne scrie la cuvânt. Haideți, atunci să votăm procesul verbal cu mențiunea ca domnul secretar să verifice înregistrările, să vadă dacă există, este incomplet procesul verbal sau dacă există acea mențiunea cu... Cu acel vot. Cu acel vot. Și cu acel amendament să votăm sau procesul verbal de ședință. Cine este pentru?
Cine se împotrivă? Abține? Domnul Dan, că atât am ține, că întreb, nu, întreb, domnul Dămoc, întreb ca să nu fie probleme, da? Da. Să trebuie la fiecare. Da. O să dau citire ordinii de zi la ședința ordinară din data de 25 iulie 2018, proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunului aparținând domeniului public al Comunei Horgeș, județul Bacău, inițiator primar Ciorabă Gheorghe. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunului aparținând domeniului public al Comunei Horgeș, județul Bacău, inițiator primar Ciorabă Gheorghe. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind organizarea și sărbătoria Zilei Comunei Horgeș, județul Bacău, inițiator primar Ciorabă Gheorghe. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 500 de lei fiecărei familii din Comuna Horgeș, județul Bacău, care a împlinit 50 de ani de la căsătorie, inițiator primar Ciorabă Gheorghe. Și punctul numărul 5. Întrebări și interpelări. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, votăm cine este pentru, împotrivă, abține, nu. Atunci începem cu punctul 1 pe ordinea de zi, modificarea inventarului aparținând domeniului public al Comunei Horgeș, județul Bacău. Ați primit expunerea de motive, ați primit și anexa la hotărâre. Dacă sunt discuții pe marginea subiectului, o să, fiecare comisie le prezintă. Încep cu comisia juridică și vă spun că în comisia juridică a venit domnul Dancă cu un amendament și l-am discutat cu domnul Budău Anton, care a lucrat la această anexă și la inventarul, că merge pe modificare, la inventarul domeniului public, care este publicat în monitor oficial, la poziția 111, apare drum sătesc parțial balastat 111 sau 110. Deci, efectiv, la poziția 110, drum sătesc... Dar voi, doamna viceprimar, primul proiect de hotărâre se referă la modificare. Da, da, tot modificare este și aceasta. Cealaltă este completarea. Trebuie modificare, domnul primar, de asta. Am discutat în comisie și de asta, știu. Parțial balastat în satul Horgeș, de la Rofel Ioachim, cu ocolire până la Bozian, cu lungime 250 de metri, lățime 5 metri. După ce am verificat, v-am zis cu funcționarii din primărie, ar trebui să apară așa la poziția 110. Drumul sătesc, numai parțial balastat în satul Horgeș, de la Rofel Ioachim, cu ocolire până la Boziancu și intersectat cu drumul sătesc de la poziția 109 a inventarului, în paranteză spre Căliman Ferdinand, adică drumul spre Căliman Ferdinand. Așa ar trebui să apară, că în forma în care este în prezent... Așa este, în teren este. Păi, forma care este prezentată în inventar nu e completă. Și aici e forma completă, denumirea completă. De asta zic, e un modificat. Eu zic că ideea e să lăsăm calificări mediană. Dar să nu facem drumul, deci drumul ăla care rămâne de la Boz până la intersecția cu Căliman, rămâne median. Medianul nu-i prins. Să venim acum. Păi nu, domnul secretar, ajungem când ajungem la punctul completarea, asta s-a cerut și cu trecerea medianului. Nu, a venit amendamentul, noi Comisia Juridică, acum Comisia Bugetul și Finanțe, spuneți. Noi am discutat, mai ales la primul proiect de hotărâre, nu am avut discutat. Noi nu ne-am pus ședința, am avut niciun fel de obiecțiuni, având în vedere că totul este făcut ca urmarea lucrărilor FOPO, care s-au adaptare cu documentați pentru fiecare funcție. Cele discuții au fost la cealaltă și acolo la cealaltă proiect de hotărâre. Deci avizul de la noi a fost favorabil. Comisia Învățământ? Aviz favorabil. Discuții, cine se scrie la cuvânt la acest ordinea de zi, în numărul 1? Se scrie la cuvânt. Domnul Dămoc? Altcineva? Domnul Dantlă? Altcineva? Atât? Păi, începem cu domnul Dămoc. Practic, e legat de celălalt proiect. Deci, ca să înțeleagă toată lumea, medianul nu este în domeniul public, da? La momentul ăsta. La momentul actual și forma care a fost prezentată acum, nu este. O să venim cu amendamentul... Atunci, sub ce formă legală se construiește scena aia acum? Ajungem și la discuția, pentru că am discutat să-l introduce pe ori, la completarea inventarului.
construcția deja există, atenție. Deci nu vorbim despre ceva ce va fi făcut în viitor. Deci deja se construiește. Bine, puteți vorbesc aici, sunt președinte de ședință, n-am... Ok, de astăzi. Deci orică discutăm la proiectul ăsta, ori la următorul sau când vreți. La următorul, la completare. Ok. Atât? Domnul Dan. Eu m-am uitat la poziția la drumul care lipsea de la Valin, capul ăla de azi, pe care s-a introdus acum, scrie că ai lățimit 3 metri, ori în realitate sunt 5. Nu, mergem la 2. La punctul 2. Nu, aici, nu, e la punctul 2. La primul, se referă numai la cele, la școli și la terenul de sport, modificarea. La 2-lea suntem două. Deci, și la dumneavoastră, lăsăm pentru la 2-lea, da? Da. Atunci, trecem la votarea primului proiect cu ordinea de zi. Cine este pentru? Venim, de fapt, venim cu amendamentul acesta, cu modificarea. Da, amendamentul nu-l punem acum la vot. Le-am pus amendamentul. Păi amendamentul, asta am și spus. Haideți să amendamentul acela să se facă modificare la poziția 110, să apară în loc de drum, cum ai zis, cu acele limite, să apară limitele pe care vi le-am citit. Cine este pentru modificarea cu amendamentul respectiv? Împotrivă? Abține? Deci, la abține domnul... Păi, am trecut. Am zis că întreb numele eu cine abține, cine împotrivă. Atunci să votăm proiectul de hotărâre cu acel amendament. Pentru? Împotrivă? Abține? La fel, domnul Tufescu. Trecem la ordinea... la proiectul al doilea pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunei aparținând domeniului public al Comunei Horgeș, județul Bacău, inițiator primar Cioroabă Gheorghe. Aceeași situație ați primit anexa, s-a discutat în comisii. Comisia juridică vine cu, prin domnul Dan Căior, vine cu amendamentul ca să fie trecut medianul în inventarul domeniului public și fântâna și monumentul, adică inclusiv fântâna și monumentul, care sunt situate în acel media. Acesta este amendamentul nostru al Comisiei Juridice și mai bine domnul Dudulică Gheorghe, care spune că există în anexă trecut drum de la Vrânceanu Silviu la Dudulică Florin și drumul județean 252A, care actualmente nu există ca drum în teren. Am discutat și cu domnul primar, a zis că urmează să se facă drum, dar având în vedere că nu există și nu se știe dacă proprietarii, că nu știe, spune că nu n-ar putea fi trecut la momentul actual în inventar, pentru că nu se știe dacă proprietarii sunt de acord să lase spațiu pentru drum. Acestea sunt cele două amendamente ale Comisiei Juridice. Acum, Comisia Buget Finanțe. Noi am avut discuții, de fapt, domnul Budău a participat la... Aveam niște neclarități privind drumurile astea noi care sunt ființate în Sohodor, cu dimensiunile 4 metri, 4 metri lățime, un drum de 4 metri, de 3 metri, de 4 metri, este un drum care nu va putea fi întreținut niciodată. Și mai ales dacă sunt noi, acum înseamnă că ar putea să fie un pic mai mari, mai late, adică să aibă și loc de șanturi, de acostamente și așa mai departe. Explicații au fost date de domnul Bădău și mai mult decât atât am înțeles că dimensiunile astea, și așa este și normal, care sunt trecute cât 3 metri lungime și 275, sunt relative. Adică acestea vor fi exacte atunci când se întocmesc documentațiile cadastrale. Așa că, pe punctul ăsta de vedere, au fost discuții în cadrul comisiei, dar oricum 3 din 4 cât am fost de acord cu avizul favorabil, domnul Rămăcu a avut niște obiecțiuni privind dacă ar trebui, dacă nu ar trebui și așa mai departe. A rămas să consulte legea privind documentația, privind domeniul public al unităților administrative teritoriale și al vreo să o să-și pună părere. Cam asta este. Comisia Învățământ? Adică. Acum ne scrie cum rămân domnul Dămoc și domnul Dancă. Nu? De la acest, altcineva la acest. Domnul Crețu. Domnul Dudulică. Altcineva? Gata. Începe cu domnul... Da. Domnul primar, eu de 2 ani de zile solicit acel punct. Comuna noastră să aibă un regulament local de urbanism. A trebuit să vedem și niște planșe proprietate asupra terenului, planșe cu încadrarea în teritoriu.
drumurile alea care se fac la Socotura, am înțeles că se fac pe un teren care este în rezerva primăriei. Nu toate. Nu toate. Nu toate, nu toate. E vorba numai de primul drum, care începe de la, de la Albeiul Vasile și se termină în spate la... Da, începe drumul. El are o lungime de 575 de metri, corect? Așa de. Nu știu, e ăla, care începe de la Albeiul. Unde 575 de metri, deci... Păi, mai degrabă de jumătate de kilometru. La lățimea de 4 metri, deci acolo nu țintră, nu știu dacă intră mașina de drumul, oricum. Deci legea prevede ca să ai spații de... de întoarcere, spații de, de lărgire, ca să se poată să-ți întoarcă mașina de urmări, să întoarcă mașina de pompieri în caz de incendiu. Vreau să vă întreb dacă se respectă legea. Să faci, la momentul ăsta, un drum de lungime, de lungime asta cu o lățime atât de mică. Domnul Budoc, a venit acum întrebarea domnului Dămoc, primul șoft, este de ce lățimea apare de 3 metri, dacă ar fi de 4 metri lățimea drumului, dacă este permis prin lege ca să fie o lățime de 4 metri, în cazul în care este un incendiu, atunci treacă mașina de pompieri sau salvare? Când... Drumurile care le-am pus acum, atâtea sunt, atâta în realitate, de exemplu, ulițile astea pe aici, la Mirodor, nu am văzut de Sohodor, Sohodor. Dar vă țin despre proiectul în general. Sau, în general. Vreau să luăm fiecare 20 de puncte. Ok. Vorbim strict la drumul ăsta unde vorbim. Păi asta zic, domnul Dămoc se referă la strict la drumul respectiv. Păi nu-i mai mare de 4 metri. Mergem acolo în realitate, adică nu-i mai mare. Păi acolo normal nu-i nimic construit. Deci nu se vede. Tocmai că o construiți, o construiți, o dată în semnă. Am zis în campania electorală, domnul. Gardul, domnul Bădăr, cum s-a construit? Asta vreau să întreb. Asta vreau să întreb. Trebuie să-mi răspundeți? Cum s-a construit? În regii proprii, în... Nu știu cum. Câte autorizații? Sunt de autorizat. Democrația care este? Democrația mi-a permis. Să vă răspunde consilierii. Dacă se ia făcut casa, nu se poate să intervină consilierii. Să vă încânteică asta. Morți grece și tot. Rădeți, dar să știți că nu-i de râs. Dar ce zic eu? Trebuie drumul mai lat, așa e. Normal, ar trebui 6 metri ca să treacă și altă... Mai bine. Domnul Dumar, mai insist o dată. Da. Spune-ți, domnul. Dacă vorbiți cu toții, n-am cum să răspund la totul. Haideți, domnul Dudurică. Era un scris la cuvânt. O să vă rog să imiteți imediat o dispoziție prin care toate aceste acte, deci de la plan de urbanism, să fie publicate, să aibă toată lumea acces la ele, pentru că toate sunt ținute la secret, vă nu știu. De la câte nereguri s-au făcut în primăria, nu pune la secret. Deci nimic nu se pune la dispoziția cetățenilor. Nu l-a solicitat nimeni până acum, domnul. Nu? Păi nu. Câte solicitări am depus până acum? Cu planul de urbanism? Da, planul de urbanism general, da. Legea vă obligă să fie public pe site. Adică, acum nu spuneți că n-am depus cererile, că am depus. Slavă Domnului. Da. Nu știu dacă se lasă referitor la planurile de urbanism, de asta zic. Dar verificăm, și o să le așezăm. Și o să vedem cum se intră legalitatea acolo. Eu asta aștept. Să văd cum introduceți acei oameni în legalitate. Ce faceți ca să fie ok. Poate ajungeți primar dumneavoastră și ați băgat dumneavoastră în legalitate. Dacă credeți că o să faceți vreodată. Să înțeleg că acolo cu ce nu-i capacul. Domnul Codrobe, nu se discută așa. Păi, dar nu ați dat, dar dumneavoastră cum gândiți? Mai sunt o mare greșeală, consilier, cum gândiți? Că este cu ele. Chiar vă rog frumos. Dar ați venit să dați explicații, nu că vreau să discutăm. Noi suntem într-o situație de fapt, domnul Dămoc. Noi vrem să inventariem drumul acela la solicitarea cetățenilor și la solicitarea o parte dintre consilierii dumneavoastră, în care vrem să facem un proiect de alimentare cu energie electrică. Nefiind trecut în domeniul public. Așa. Cum am putea noi să facem chestiile astea? Așa cum este situația de fapt, pe care o știm cu toții. Acum, dacă ne dezicem sau nu știm cum să punem problema, sau vreți să arătăm că unii suntem imaculați și unii suntem plini de noroi? Domnul Frașa, trebuie făcută mențiunea că casele sunt trecute la registru agricol, la registru de rol și plătesc impozit pentru casele respective. Timp situația de fapt și de drept de acolo. Noi am venit cu propunerea să inventariem drumul respectiv. Domnul Dancă. Da, același lucru. Deci drumul care se introduce de la poziția
280, pe tură, că scrie 3 metri. Dacă e fictivă asta, nu mai treceam nimic. Dacă e trecut 3 metri, înseamnă că e 3 metri. Acum, dacă îți facem, o spunea domnul consilier, Mitică Costică, că e 3 metri, sunt așa, că ar fi 5. E relativ, numai, da. Dacă era relativ, nu se trecea nimic și se lăsa relativ. Poate fi 3 metri în loc de 5, așa mai mare. Nu, dar aici sunt 5 metri. Deci, în realitate, sunt 5 metri și aici trebuie 3. De-aia zic, deci nu trecem nimic, doamne, dar nu trecem aici 3 când drumul are 5. Sau putea să spună pot între 3 și... Nu, pot da, să răspund. Da, domnule. Domnul, dați-mi voie ca să-i răspund și lui domnul Dancă și la ceilalți. Dumneavoastră, nu-l știți, domnule. Nu-l știți ce vreau să spun. Deci acum să scriu în, domeniul public ceea ce există. Iar când te duci, când nu s-o mers cu ruleta acolo, și o să voi acolo pe planul lată, sunt atâția metri, cu aproape cu rigla, milimetru și cu, cu metru din teren. A doua problemă, problema care a ridicat-o domnul Claudiu, că de ce să-l înscrim, că de ce să-l facem, domnule, ăla există, că de ce se respectă sau nu se respectă. Legea trebuie respectată privind drumurile atunci când aprobă Consiliul Local să înființăm un drum, de aici până acolo. Deci nu-i făcut, acum trebuie să-l facem. Și atunci trebuie să aduci proiectant să-l facă de 8 metri, 1 metru acostament, o jumătate de metru șanțul, 6 metri asta și așa mai departe. Asta e legea privind drumurile. Iar dacă vă întrebați cum s-au construit casele, aici pot să răspundă cei care sunt în sală și aplicau legea. Deci nu punem problema respectării, cei care aplicau legea. Primari, viceprimari, secretari, că am fost și eu, și așa mai departe. În ceea ce privește construcțiile caselor respective, vă rog să urmăriți dacă sunt și sunt o parte cu autorizație, dacă au semnătură și dacă semnătura este autorizată și au toate documentele la, în spatele autorizației. Certificatul de urbanism, tot ce prevene acolo. Și cu asta am încheiat discuția privind cine a făcut, ce a făcut și nu știu ce. În 20 și ceva de ani, cei de la Sohodor sunt 3 consilieri, 4 consilieri și știu povestea cum au intrat în posesie terenul și cum au construit casele respective. Nu mai întoarcem acum, ăla e drumul de 4 metri, dacă este posibil. Și nu are 4 metri și are 4 metri jumate, 5 metri și îi pot lămuri pe cetățenii de acolo care cândva nu au respectat legea, dar la îndemnul celor care conduceau atunci. Bă, sunteți mulți, n-are ce să vă facă. Eu m-am lovit de problema asta și în Consiliul Local poștii consilieri care au 4-5 mandate știu despre ce e vorba. Și să-i lămurească că este spre binele lor să-și retragă gardurile, să-și retragă că este avantajul lor, nu a meu, nu a Consiliului, nu a primarului. Dar dacă asta este situația în teren și are, e trecut 3 metri și va avea 3 metri jumate, nu e nicio catastrofă, domnule. Nu se întâmplă nicio nenorocire. Și cu medianul și cu toate discuțiile astea care sunt. Atât, vă rog să mă iertați dacă... Da. Domnul, păi nu am aprins, da, dar... Mai aveți ceva de spus? Păi aici e și medianul, nu? La completare, da, prin amendament. Da, da, păi am spus eu, am zis de la început. 837 de metri. Dacă ai un conflict cu un vecin, cât lăsime ai? Vine asta la primărie, scrie 3 metri, aplici 3 metri. Domnul, eu spun așa, dacă asta este cu 3 metri și domnul Dancă spune că totuși ar fi 5 metri, diferența e destul de mare, știți cum spunea domnul primar, relativ 3 metri. Da, domnul secretar. Haideți să vedem. În cazul în care... În cazul în care acolo există 5 metri sau 4 metri, haideți să trecem, o fi 4 metri, 3, punem 4, nu? Dar să nu fie diferența atât de mare între 3 și 5, da? Deci o să fie tot ca un amendament, să facem modificarea după ce... Drumurile la Sohodor, când le-am povestit, după ce s-a ridicat topul, ați văzut că am pus și 4,07... Da, așa o să facem și la drumurile... Și aici, aici tot așa o să fie, dar când se fac drumul topul? Domnul Crețu. Da, mulțumesc. Mulțumesc, colegi. Deci mă surprinde modul în care se pune problema cu autorizațiile. Mergeți în Sohodor și să vedeți drumul care nu încate nici tot părți. Este cu părerea pe termen. Vă rog frumos, chiar asta vreau să insist. Uitați-vă și la noi să știu eu, o parte dintre cetățeni să folosesc de primar, de viceprimar. Hai să lăsăm să termine, domnul. Trebuie, adică noi n-ar trebui să încurajăm nerespectarea acestor drumuri, pentru că sunt
se întoarce totul împotriva noastră. Uitați-vă ce prăpăd a fost în Horgești luna trecută și chiar și luna asta. Deci nu, omul chiar nu mai are până să facă șanță, pentru că nu mai rămâne cu drog. Și o să vină vremea, poate, cât de curând să facem, să asfaltăm, spre cimitirii, spre alte instituții. Ca să ne auzim toți pe domnul. Cum o să reușim să facem acel asfalt dacă noi nu avem loc de șanță? Puteți părăsi sala dacă aveți niște șanță. O să o părăsești și tu, nu părăsi altul, nu vorbe așa. Deci, puteți părăsi sala dacă aveți ceva de spus. Te fac din tot râsul la ședința asta. Atâta puteți. Păi, dar tu ce ai putut să faci în atâta an de zi? Lăsăm pe domnul Crețu să-ți prezinte ce are. Haideți, domnul Crețu, continuare. O parte din noi consideră, din cetățenii Comunei Horgești, consideră că dacă își plătesc dările la primărie, e de ca și autorizat să construiască ceva unde vrea el. Nu este posibil. Deci dacă noi, cei care suntem aici, și am și eu câteva mandate, suntem cei care nu încercăm cât de cât să reexplicăm, sau în cel mai rău caz, chiar să ne impunem punctul de vedere, acolo unde e nevoie. Domnule, băieți, de drumul ăsta am și eu nevoie. Mă întâlnesc noaptea cu o altă mașină. Cum dau înapoi? Cum mă întorc? Era vorba de mașinile care ne fac servicii. Cum putem noi să-l trimitem cel cu o mașină de 10-12 tone să intre pe un drum de asta? Ca să strângă gunoi. Un exemplu simplu. Deci, haideți să nu mai spunem celor care vin pentru autorizații de construcții, băi, las, că vedem noi cum facem până la coadă. Tu plătești darurile către primării. Nu este posibil să lucrăm așa. Deci haideți să intrăm în legalitate. Cât e un pic, nu zic de mâine gata, îi facem linia la gard, bă, de aici acolo nu mai trebuie și dărâm gardul. Până la urmă o să fie nevoie să facem și chestia asta. Omul, dacă îi dai voie azi la jumătate de metru, el mai intră cu încă jumătate. Și cum spunea domnul Dan, și are dreptate, unde e 3, unde e 5 metri. Dar nu e normal, frate, hai să-l dăm de 5 metri. Și o să încercăm să le explicăm că la drum de 5 metri trebuie să fie de 5 metri. Așa ar trebui să gândim cei care suntem aici puși de concetățenii noștri să-i reprezentăm. Mai este o problemă. Îmi pare rău că trebuie să o spun. Avem aici la sărbătoria de acum. Nu, un pic vreau să fac o nu-i nicio trecere la... Avem un proiect OSCEN. Părerea mea este... Dacă tot avem completarea inventarului, scena asta, care o facem acum, că am mai făcut una, și am fost să o trecem pe inventarul comunii, oameni. Deci să o trecem pe inventarul comunii, ca orice bun al comunii. Și să fie... Da, după ce o să fie... Deci, eu vreau să, dacă se poate, să facem punctul 3 și dacă trece și această scenă, să revenim la punctul ăsta de... completarea inventarului și să o trecem în direct. Să mai să așteptăm încă. Ăla e bună, două lucruri diferite. Da, trebuie trecut și aia în inventar. În inventarul domeniului privat trebuie. Privat? Da, privat. O să facem după ce este construit. Asta a fost părerea. Mulțumesc. Domnul Dudulică. Da. Că știm valoarea. Așa cum a spus și domnul Pires cu autorizațiile cu casele astea, trebuie arătați și oamenii ăștia. Prin protestul că ei, dacă plătesc un impozit pentru locuința aia, oare nu trebuie așa să-și capete și dreptul de autorizație? Eu zic că trebuie, nu? Eu cred că era exact întotdeauna întotdeauna îndrumat să fac. Ați înțeles greșit. Și altă problemă, ar veni cu o completare cu drumul ăsta de la care vreau să-l facem, să-l trecem în domeniul public. Am zis de la Grânceanu, Silviu, la Tulică. Până la fost. Așa. Dar mai este încă până la drumul școlii, care acolo mai sunt familii care piste canal, care ceia vor să ies... Vor alimenta de pe drumul care vine de la Florin până în drumul județean. Păi, dar cum treci canalul? Cum? Aia ziceam. Aerian, cum? Deci drumul... Domnul Dudulică, drumul care trece pe lângă școală nu este drum de exploatare agricolă. Este drum care merg la loturi agricole. Nu este, n-are nicio casă, n-are nimic. Deci drumul respectiv, cu noi am discutat chestia asta cu cei de la urbanism, nu există în nicio evidență, nu avem nicio treabă acolo. Deci ăla e drum care e făcut să ajungă copiii în curtea școlii și de acolo a trebuit să-i stat drumul, ia drum agricol. Domnule, și așa circulă pe drumul ăsta. Domnule, dacă circulă, dar pe câte drumuri agricole nu se circulă? Ei, dar mai sunt acolo 50 de metri, că ar veni cu o completare ca să facă încă 50 de metri. Noi ne-am uitat în felul următor. Mai mică este distanța, dacă trecem linia electrică
peste canal decât dacă vine de pe drumul școlii. De pe drumul județean. De pe drumul școlii, cum zice dumneavoastră, drum care trece lângă școală. Și verificați dumneavoastră în teren și vă spun că eu m-am fost și am văzut acolo. Și domnul primar, în cazul în care trece acest amendament ca să fie scos din anexă drumul acela Frânceanu-Silviu, Florin, Județean, rămânem de la Florin la Consiliul Județean ca să putem prinde în proiectul de alimentare cu energie electrică. Păi, această modificare pentru că, totuși, neexistând acest drum Frânceanu-Silviu, Dunică Florin, drum județean... Există parțial. Păi, și să rămână atunci parțial. Rămâne parțial. Parțial ce înseamnă? De la până la, ca să notăm... De la Frânceanu până la Gâle Alexandru, sau cine e aici în jos? Vânceanu, Silviu, Gâle Alexandru, na? Da. Acum se modifică, se modifică lungimea. Cum și nu vor drum acum? Vor, dar nu vor până în capăt. Domnul Budău, nu e vorba cine vrea, cine nu vrea. E vorba că nu există actual bete și ne existăm cum să-l treci în inventar. Că dacă cumva noi consiliu știm și acel, pe acel, unde vreți să faceți drumul este o proprietate a unui cetățean, noi putem să punem drum acolo în hotărâre de consiliu local? Nici într-un caz. Alea toate sunt proprietăți până în pârâu. Păi, rămâne, atunci ăla de la Frânceanu, și pleacă hectarul la fiecare. Nu-l pune că e proprietate privată, rămâne ăla de la Dudulică Florin la drumul Județean 252. Deci în poziția respectivă atât rămâne. Dudulică Florin, drumul Județean 252. Păi, alea sunt proprietăți ale oamenilor. Deci, domnul, putem face proprietatea oamenilor. Cum poți să treci? Aici e ceva, domnul Dudulică? În poziția respectivă rămâne numai Dudulică Florin, de 252. Era greu ca să facă pentru 3-4 familii acolo, ca să treacă în partea aia. Dar ați înțeles, v-am explicat ideea. Eu vă aduc și planul... Știu, dar e și planul la școli și gata. Nu, eu nu am zis și eu o problemă. Da, am înțeles. Dacă e gata, haideți să, întâi să votăm amendamentele. Deci primul amendament ar fi ca să se treacă în această anexă și medianul cu fântâna și cu monumentul. 837 de metri, spune domnul... Atât are medianul. Nu? Da, nu, nu, da, nu, da, 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 da. Acolo 837 de metri îi tot medianul, dar cu domnul Danca am discutat cu fântână, să lăsăm drumul. Nu putem să... Bine, domnul Budă, momentan am zis să aprobăm din introducerea. După aia noi avem obligația să facem exact măsurile corecte. Asta, acesta este primul amendament. Deci, introducerea în această anexă a medianului fântânei și a monumentului. Haideți să votăm primul amendament pentru. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Eu aș avea o sugestie, cazul ăsta nu mai pui ocolirii până la Bozanton și intersecții cu ulița Căliman. Oprește la Bozanton, ulița Căliman e ulița Căliman și medianul sau maidanul ăla care este acolo, făcut o schiță pe el, o lungime cu lungime și are 1000 de metri sau cât are, 700 de metri, pe care se află o fântână și un monument. Drumul pe care îl propune domnul, da, a venit cu ideea că să delimităm drumul. Da, drumul care îl spune domnul Dancă, care vrea să-l delimităm, face parte din median, zic eu. Nu, două ori. Vine o bucată și piste drumul respectiv în Bodoi. Nu trebuie să lăsăm așa, că este drumul, drumul și medianul e median. Haideți că s-a votat amendamentul în formă. Median, nu spune median. Bun, și a se abține domnul Dămoc, atât. Atunci, al doilea amendament, să nu mai apară acel drum de la Sodor, Vrânceanu, Silviu, Dudulică, Florin, drum județean 252 ani, să apară doar de la Dudulică Florin la drumul județean 252A. S-a spus clar de ce, pentru că... Da, vă mare, o să face și modificări de lungime. S-a spus clar de ce, pentru că restul terenului pe care noi am vrut să facem drum sunt proprietatea, restul terenului este proprietatea cetățenilor și nu putem să hotărâm noi trecerea în inventarul domeniului public a unor bunuri aparținând cetățenilor comunei. Da, dar în cazul ăsta să începem, să facem o donație, omul să doneze dacă vrea. Da, da, o să venim completarea după ce o să fie discuțiile, domnule. Bun. Haideți să votăm. Cine este pentru acest amendament? Cine se abține? La abțin, domnul
Boboc, domnul... Eu vreau să fac drum acolo, cetățenii tot vrea drum acolo, da. Doamne, nu s-a făcut exact o numărătoare, câți proprietari au acolo pământ. Aia am zis, să facem și ce nu treaba. Ar trebui numai să duc de flori din lume. Ar trebui toată linia de acolo. Iar bine, domnul Boboc, domnul Dămoc și domnul Tufescu. Spune așa, sunt discuții cu personal, cu oameni, și donează fiecare pentru domnul. La domnul Dudulic acolo îi proprietate private. La domnul Dudulic acolo, la domnul Florin, tot proprietate private. Și cum se face acolo, se poate face și la invers acolo, ca să aibă toți oamenii acces la drum acolo. Deci, domnul primar, nu prea e nimerită treaba. Și apoi urmează domnul Dudulic să ne împășim locul. Tot proprietate privat. Tot proprietate acolo. Oamenii trebuie să doneze pământul ăla primării. Cum se face acolo, cum se face acolo, se poate face și de acolo. Că e tot. Și mi-i brânză, și mi-i chirală. E tot la fel. Deci au votat cele două amendamente. Acum haideți să votăm proiectul de hotărâre cu cele două amendamente. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Dămoc și domnul Tufescu. Trecem la punctul 3 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind organizarea și sărbătoria zilei comune și de Bacău. Aici avizul la noi... Nu s-a dat un aviz neapărat favorabil sau nefavorabil, au spus domnii consilieri că iau cuvântul în ședință, dar consider eu la acest punct, la acest proiect de hotărâre, că domnul primar ar trebui după să prezinte exact în ce costă. Da. Da? Acum, Comisia Buget Finanțe. Am spus, noi am avut ședința luni, da. Înainte de ploaie. Ploaia a venit în marți. Că probabil că dacă o aveam astăzi sau marți după ploaie, erau mult mai multe discuții asupra scenei ăștia și avizul, da, a fost favorabil, dar cu obiecțiuni, de ce întâi se construiește și după aceea se aprobă suma de 1800 de lei sau 18.000 de lei. Am înțeles că noi asta o discutăm de ani și ani de zile privind ziua comunii. Acum rămâne avizul favorabil și urmează la discuții să ne spunem părerea. Comisia la învățământ? Deocamdată nu suntem deciși, luăm discuție, problema da. În ședința din Consiliul Local. Da. Domnul primar, haideți prezentat. Da. Deci spuneți motive. Deci în anul 2009 a fost aprobată pentru hotărârea de Consiliul Local 22 din 27-7-2009 stabilirea și aniversarea zilei Comunei Hogești să fie data de 15 august. De aceea propunem ca ziua de Comunei Hogești să fie un prilej de sărbătoare pentru comunitatea locală. Este necesar ca locuitorii comunii să beneficieze de o zi de sărbătoare locală, prilej de socializare și relaționare într-un mediu relaxant, cu bună dispoziție și veselie, dispunând de toate condițiile. Ziua Comunii răbândește prin statutul ei farmecul unei zile de sărbătoare a întregii comune, iar organizarea și acțiunile care se vor derula cu această ocazie sunt printre principalele priorități ale administrației publice locale. Se impune organizarea unei asemenea manifestări solemne și de înaltă ținută morală și spirituală, astfel încât aceasta să fie prilej de întâlnire între locuitorii statelor noastre și revederea locuitorilor cu oamenii care le-au îndrumat pașii pentru fiii satului. Față de, mai nou acum vin și un prilej de întâlnire în familii pentru cei care sunt plecați în străinătate. Față de cele arătate mai sus, și având în vedere prevederile articolului 36 alineatul 1 din legea 215/2001, administrației publice locale, republicate cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare acest proiect de hotărâre. Făcând o analiză în baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat în anul 2018, considerăm că ar fi necesar să alocăm pentru acest eveniment suma de 18.000 de lei din capitolul 6702 Cultură, Recreere și Religie. Din această sumă pe care noi o propunem, circa 12.500 de lei vor fi alocați pentru plata formațiilor artistice care vor fi contractate, care va fi contractate prin SEAP, iar diferența se alocă pentru construirea scenei și cheltuielile organizatorice. Scena construită va avea folosință permanentă
și pentru alte activități organizate în comună, cum sunt sărbări, baluri, ceremonii religioase sau nunți. Se impune construirea acestei scene, întrucât în satul Hurgești nu există un spațiu corespunzător desfășurarea acestei activități. Față de cele arătate mai sus, venim cu propunerea spre aprobare acestui proiect de hotărâre. Am simțit câteva rumori, ca să nu zic zâmbete. Da, ne-am dorit să facem această scenă, să rămână pe caracter permanent, din două motive. Dacă până acum se organiza zilele comunei Hurgești la vechiul sediu al primăriei, toată lumea era nemulțumită. În momentul când am renodat acest eveniment anul trecut, că acum 2 ani am făcut așa, un picuț anul trecut, am reușit să închiriem o scenă cu titlu gratuit. E, anul ăsta nu am mai putut să facem chestia asta, iar cheltuielile pentru închiriere se ridicau în jurul sumei de 4.000 de lei. Am luat decizia ca să folosim sau să refolosim, ca să zicem altfel, materialele pe care le-au folosit vechiul primar când se făcea scena și să iar se strângea, iar se făcea în fața vechiului sediu al primăriei, cu cât materiale am găsit și cu materialele respective și cu propunerea noastră de a veni cu cheltuielile necesare pentru o bună desfășurare a acestui eveniment, rămânând să fie definitivă în locul median, unde credem noi că este specific zile de 15 august, prin hramul bisericii la parohia catolică Hurgești. Considerăm că este necesară această scenă, definitivă, zic eu, pentru că alocăm, dacă anul ăsta alocăm suma aceasta, aproape suma aceasta ar fi alocată în fiecare an pentru închirierea unei scene. Dumneavoastră luați decizia, noi venim cu propunerea, decizia va aparține, am auzit diferite păreri și diferite discuții. Haideți să ne spunem în față ce avem de spus, nu vorbim pe la spate. Dacă aveți altă părere și credeți că acest eveniment n-ar trebui să se desfășoare în data de 15 august în satul Hurgești, asta este decizia dumneavoastră. Mulțumesc! Haideți să vedem cine se înscrie la cuvânt. Domnul Crețu. Domnul Dămoc. Mai este cineva? Domnul Dancă. Și eu știu. Da, imediat. Și domnul, domnul Popoc. Domnul Bogdan. Domnul Costică. Mai este cineva? Și eu. Domnul. Haideți să începem cu domnul Crețu. Deci, din start vă spun că sunt de acord cu această dată să fie 15 august, pentru că este o tradiție, deci trebuie să specificăm ce avem în cam. În al doilea rând, mi-aș dori, îmi pare bine, de fapt, ca să fac o paranteză, că s-a ajuns la concluzia că o scenă este mult mai bine să o construiești și să o ai decât să o închiriezi și să plătești în fiecare an, pentru că până la urmă trebuie să facem ceva. Pentru cetățenii comuni, ca să simtă și ei unirea asta între noi. Nu ceea ce a fost făcut fostul primar, a mutat, dacă vă mai amintiți, sărbătoarea de sus, de acolo, din median, a mutat-o jos la primăria veche și au ieșit el și el în discuții și fel de fel de contradicții. Cu suma sunt chiar, cum să spun, chiar mulțumit, doar 5.500, dacă o închiriere ajungi la 4.500, 5.000, deci de stat e o chestie benefică pentru noi. Știu că o să fie discuții cu suma asta, mi se pare și mie o sumă cam mare, de 112.500 pentru formații, pentru ce mai facem noi în ziua respectivă. Dar eu zic că propunerea mea este să facem scena până atunci, să o facem, nu treabă făcute ca să fie făcute. Și chiar vreau să specifici, revin și la acest punct, la ordinea de zi, să se treacă în
în inventarul comunei publice. Cu tot ce implică ea, scena respectivă. Gata, domnule? Atât am avut de spus. Domnul Dămă. Primul lucru, asta o completare la cea de domnul Crețu. Noi trebuie să fim de acord ca 15 august. 15 august de când știm noi, este hramul Bisericii Catolice și este sărbătoare la Horgeș. De 70 de ani. Cu treaba asta, cred că nu are nimic nimeni de obiectat și cred probabil așa o să rămână de-a lungul vremii. Înainte de a intra în subiectul proiectului de anul acesta, aș vrea să fac un remember cu ceea ce a fost anul trecut. Anul trecut a fost un fiasco total. O scenă improvizată, o sonorizare care pica curentul din 2 minute, organizare deplorabilă, ca să nu zic altfel, cu singurul moment în care a funcționat surprinzător totul, a fost momentul în care invitații domnului primar și doamnei viceprimar, deputați, ce au mai venit de la Bacău, au ținut o cuvântare. O cuvântare frumoasă, cu multe promisiuni, din care nimic nu s-a respectat. Dar ni se promitea că în primăvară o să înceapă, de exemplu, asfaltarea drumului județean. Ați văzut că se lucrează intens, asfaltul este foarte bun. Anul ăsta, mergeți că se vrea repetarea evenimentului, probabil la o calitate mai bună, sper. Acum, se vrea să construiască o scenă fixă. Ați întrebat locuitorii din zonă dacă sunt de acord. Eu am fost și am discutat cu constructorul. Am întrebat de ce, bun, să zicem că se face. De ce locul ăla? Pentru că scena, deci fără ca noi să aprobăm acest proiect, scena deja este în construcție, da? Deci fără ca acel loc să fie, deci la momentul în care s-a început construcția, nu era nici măcar în domeniul public. Noroc că a intervenit domnul Dancă. Deci e clar o ilegalitate. Da? Nu aveai voie să construiești acolo. L-am întrebat, domnule, între scenă și monument sunt 10 metri maxim. Deci scena vine exact în fața monumentului. Deci tu faci o... Nu, deci ca să te uiți la scenă, trebuie să te uiți prin monument. Eu am întrebat, trebuie să dărâmați monumentul? Că altfel nu vezi la scenă. Trebuie să te uiți din lateral, din stânga sau dreapta, din drum. Poți că n-am avut unde, că acolo blocam calea de acces, acolo n-a vrut omul. Păi dacă facem lucruri numai de dragul de a le face, fără să ai o logică, le facem degeaba. Deci să fie foarte clar. Suma. Ce plătim noi în ăștia 5.500 de lei? Ce să înțeleg? Manopera? Deci materialele aveam, spuneți. Deci manopera ar fi 5.500 de lei. O parte din material. Da? Bun. Constructorul mi-a spus că se va și betona toată zona respectivă. Am înțeles bine? Nu. Da? Așa mi-a spus constructorul. Îl contraziceți? Da. Probabil zona ce e. Da. Bun. Deci la bani ăștia n-are cum. Bun. Pe 15 august va veni o ploaie. Cum la Horgeș a devenit o obișnuință. Ce facem? Notăm? Salvăm oamenii? Asigurați și colac de salvare? Nu logic era întâi să avem o comună. Oamenii când vor veni acasă, cei pe care i-ați menționat din străinătate, ar vrea să găsească o comună curată, să găsească șansuri, să găsească pubelă și după aia, da, ar vrea și spectacol în centrul satului. Dar atât vreți spectacol, vreți circ, da? Presupun că o să veniți să defilați din nou cu personalitățile pe care le-am menționat mai devreme și atât. Cu ce vor rămâne cetățenii după 15 august? Cu nimic, vă spun eu. După aia vor rămâne în aceeași mizerie, vor rămâne din nou în glod, nu se va întâmpla nimic. Atât timp cât nu veți face altceva decât să păcăliți lumea, asta va rămâne la Horgeș. Ca să fie foarte clar. Eu mă voi abține la acest proiect. Vreau să văd cine răspunde de faptul că se construiește. Cine a dat deviz, cine a dat cu semnătura ca să înceapă lucrarea acolo, în condițiile date. Și cam asta. Domnul primar, aveți ceva de răspuns acum sau? Nu. Domnul Dancă. Da. Deci eu zic că înainte de a se începe construcția scenei, o plouă de vreo luni de zile de acum. Șanțurile nu s-au făcut, noroiul tot pe drum, nu s-au... Dar construim o scenă. Poate le dăm și pantofi cu toc la oameni ca să treacă asfaltul de sub, să nu se mudărească papuci. Deci chiar în față, unde ieșiți în drum zi de zi când veniți, la octavarul Petrici, ca să vă zic exact unde este, șanța e infundată, apa o ia pe drum, intră din nou acolo. Dacă ați vedea, vrea că e desfundat și a fost desfundat, dacă ați venit... Desfundat cu un bățișor, am venit, am văzut, nu vă faceți probleme. Nu e adevărat. Alaltă îl curgea apa pe drum și aseară i s-a făcut un firicel de să treacă pe acolo, dar nu că s-a desfundat ăla, nu-i șanț făcut. Deci șanțul cine îl face acolo? Mai are și ajutor social. Merge, poate îl așteptăm bun, să facem șanț.
Și de la deal și până la vale nu este șansă. Aș putea asta să nu vă șansă. Spun că chiar dacă ar fi coridorul de muncă, ar putea confirma că nu ieri, alaltă ieri s-au răzat despre șanțul luni, da. Treceați pe acolo domnul Dămoc și erau la desfundat șanțul. Ăla nu-i pot desfunda. De ce nu? Dar bine, nu o să spuneți. Presupun că nu o să spuneți. O să vin la diverse cu o completare pe după și o să vă placă, sigur. Da, sigur. Sigur că știu. Hai, deci, ca și domnul Dămoc, nu că-l pot fi domnul Dămoc, s-a început construcția înainte de a se cere avizul și nu este făcut, sunt de acord, trebuia o scenă, dar întâi betonat, asfaltat, în fața unei scene, nu stai pe iarbă sau în praf. Că e asfalt, că e beton, sunt betonat, făceau cum este în toate comunele unde este o scenă, este și un spațiu în față, cu o bancă, cu un... să stai civilizat, nu în iarbă, dacă plouă iarbă te uzi, dacă ori noroi, ori iarbă ud. Deci nu găsesc adecvat ce să faci. Scena fără să fie amplasată într-un spațiu corespunzător. Deci nu sunt bănci, nu este asfalt, nu este nimic. Până la scenă, eu zic, mai trebuia făcut alte lucruri. Domnul Boboc. Stimați consilieri, sărbătoarea zilei comunii Horgești se ține de foarte multă vreme. E an de mult. Cei care sunt mai în vârstă ca mine pot să spună de când și cum se ține sărbătoare. De când a intervenit Consiliul Local să se bage în sărbătoarea asta, care e o sărbătoare religioasă, e o tulbura pe oameni. E o tulbura pe oameni. Așa de mult s-au bucurat ăștia, fără scenă, fără nimic din partea Consiliului Local. Făceau un foișor sus acolo și se bucurau, extraordinar. Erau oamenii mulțumiți sufletești. Când au intervenit Consiliul Local în anii trecuți și au construit o scenă și numai o scenă, le-au mutat și locul de acolo, de unde erau obișnuiți oamenii să se bucure de sărbătoare, au dus-o în fața Consiliului Local acolo, ca să fie o divergență, că nu e așa chiar cum vrea catolicii, cam cum ar vrea ortodoxi. Cam așa a fost o divergență și le-au stricat bucuria la oameni. Lăsă să țină sărbătoarea asta zării comunitorului, o zi de bucurie pentru oameni, ei să sunt mulțumiți sufletești. Mă, că de data asta se implică Consiliul Local, dacă chiar se implică, se ne trebuie și pe noi, doamne, de asta suntem noi consilieri, aleși, din comunastă, dacă deja s-a făcut scena, dacă deja se cheltuie bani, dar cine mă chemați aici, doamne, să mai întrebați pe noi cam cât ar trebui, de unde ar trebui, ce să facem. N-ar trebui să ne întrebați întâi să facă proiect, scena asta, atâția metri, pe atâția metri, o, atâta, atât pe atâta, să construiești acolo, atâția bani costă. Acum, trebuie să semnăm și noi, să punem viza acolo, ca să se ducă banii acolo, să se ducă la cap. S-au încercat din banii ăștia care trebuie alocați, sau s-au început scena aia, nu ne-ați explicat, domnul primar. S-au început cu restul ale materialele care au luat de plațul care... Eu am spus treaba asta. Deci ceea ce am făcut până acum e... Dar nu s-au cumpărat din loc materiale din banii ăștia care trebuie... Nu m-ați spus că ați ajut atât. Pe care, până la urmă, i-a schimbat acolo la propoate, i-a schimbat să se cheltuie. Și rămâne scheletul ăla acolo, s-a terminat discuția. Domnul primar, nu avem cum să se ducă zborul de aici, când s-au găsit boboc și cu nu știu ce, și sunt împotriva oamenilor să sărbătorea. Da, dacă ei se ne întrebați și pe noi, noi suntem de acord. Oricum asta o să se audă. Noi suntem pentru oameni, suntem de acord. Nu le stricăm bucuria la oameni. Când le stricăm bucuria la oameni, unii sunt de acord, unii sunt de acord, le stricăm bucuria la oameni. Ne-am amestecat, este problema lor. Cam atât, doamna. Domnul Bogdan? Uf, voi fi foarte aspru astăzi, ca să știți. Foarte, am crezut că avem niște capete luminate în comuna asta, pe cuvânt. Dar este dezastru, oameni buni. Este dezastru în ce hal a ajuns comuna asta. Vrem să facem sărbătorile, să cheltuim 180 de milioane. Eu am 70 de ani de acum, de când se face acolo. Se făcea o scenă din scânduri frumos, se făceau acoperiș din astea, din crengi verzi, din, exact, îl aduceam pe Gigel de cele mai multe ori, oamenii s-au distrat de minune și îi dădeam lui Gigel 10 milioane, acum nu îi dăm 10, îi dăm 15 milioane, poftim, că s-o mai scumpit acum, știi? Și oamenii se simt bine, pentru că ce este acum, ce s-a întâmplat după ploile astea, îți pui mâinile în cap, oameni buni. Domnul Gigel, ce ți-am spus să faci la Gheorghe, ăla, alu Frunze, la deal? Ce să faci acolo?
Când unde s-a rupt, când nu trecea, s-a dus, a spus, ați înconjurat acolo. Ce am spus să facem? Ce ți-am spus să facem? Lasă, domnule, ce-am spus eu, că se poate, cum se poate proceda acolo? Ați văzut să aduci un berbec din alea, patru stâri din aia, aduci plasă de sârmă din aia mai groasă, așa, și aduceai petroaie, vă 4-5 mașini de petroaie mari și mergea 20 de ani acolo. Du-te să vezi ce s-a întâmplat. După prima ploaie, ce ați făcut? Nu știu care a fost ideea cui, că sunteți trei primari acum, nu știu care e primar din trei. Deci tot ce a ieșit la Bârgu, tot ce a ieșit la Măcăiala aici, s-a dus acolo, s-a cărat acolo. Băga buldozerul, deocamdată după ploaia asta nu l-a mai împins. Du-te să vezi ce râpă se face acolo. Du-te să vezi ce acolo, că n-ai fost. După aia la morții din coace, eu e legat de zilele astea Horgeștiului, că vin oamenii și o să vadă ce s-a făcut în Horgeștiul ăsta. La morții ai fost acolo să vezi în râpa aia ce este? Da. Ce este? Rumoare. Lasă, ce mai este acolo? Rup. Nu, ce mai este acolo? Deci înseamnă că mai e bazinul. Deci este bazinul apei pentru biserică, omule. Acolo a început să plece la vale. Ai fost acum să vezi? Deci să du-te să vezi că pleacă la vale. Eu n-am fost cu ideea asta. Ideea mea a fost alta. Acolo, mai la deal, este un zid făcut de oif. Și eu vreau să-l înalț acolo încă un metru, ca să colmateze. Să nu se mai ducă la vale. După aia trăia Cobzarul, fostul contabil, vrea să facă alt zid în dreptul lui Cobzarul acolo. Că acolo știi ce se întâmplă peste câțiva ani de zile? Deci nu va mai trece oamenii. Asfaltul se duce la vale, s-a crăpat asfaltul, se duce în râpă. Haideți să vorbim despre zilele comune. Păi nu, că e legat de zilele comune. Da, e legat de zilele comune. Cine a făcut prostia asta? Cine a fost cu ideea asta? Să se care toate mizeria acolo. Domnul vine altă ploaie. Nu vă pot răspunde că nu suntem la urmă de zi. Ba da, nu s-au cărat acolo. Faceți ce vorbești și apar n-ai. Păi nu spuneți că eu am fost pe teren. Haideți, domnul Bogdan, vreau să vezi ce v-am făcut. O ploaie vine din nou la ploaie. Nu e adevărat, nu s-a dus acolo, domnul Bogdan. Veniți pe teren să vedeți. Asta e legat de zile. Eu v-am spus, sunt ani de zile, domnule. Deci zilele comunei Horgești a fost an de an, să știți. An de an. Și lumea s-a bucurat, erau plini, stăteau pe lângă garduri, oameni îmbrăcate în costume naționale. Și cânta acolo pe scenă. Facem scena asta. Iar s-au mai cheltuit, eu știam de 800 de milioane. Cineva îmi spune, pe miliard s-au cheltuit pe fosta scenă, știi? Acum mai cheltuiți iară 60 de milioane, știi? Dați-o încolo de... Cu astea 60 de milioane, spune ce să faci. Faci zidul ăla acolo la Gheorghe al Frunze. Îl torc, așa ai zis. Veniți cu amendament. Nu veniți cu amendament. Eu spun ce să faci. Mutăm cele 50 de milioane și nu le dăm la ziua comunii și hai să facem pe betonul. Ați văzut, vine apa acum pe la Pietrișor. Aia vine și întotdeauna a venit pe acolo. Dar acum n-a. A venit pe la Cucu. Și femeia s-a rugat de la ajutor social să-i facă și ei șanțul, că bărbatul a fost secretar din Consiliul Local aici în Horgești, știi? Știi ce i-a răspuns? Dumitale, nu ești aici, dar nu votez pentru noi. Au zis și de la ajutor social. Nu? Las, că știu eu cine a zis. După aia, la Biserica Ortodoxă, deci s-a făcut un drum, era cel mai bun drum, înțelegi, din țară, făcut, s-a adus buldo, de ăla l-a tasat, știi? Șanț și pe stânga și pe dreapta. Haideți să vorbim de zilele comune. Da, păi e legat de zilele comune. Dar nu e legat, că dacă mă vorbim, e legat. Da, zine, că tu vorbești, m-am pus, apar n-ai. Domnul Bogdan, apar n-ai pe ce lume. Apar n-ai pe ce lume trăiești. Domnul Bogdan, strict pe zilele comune. Ajuns în frunte ca păduchile. Așa e, domnul Bogdan, dreptate vă dau, dar haideți să discutăm. Nu-mi dai dreptate. Nu, haideți să discutăm strict pe zilele comune, la diverse avem. Am spus. Exact, e legat. Ce vă dacă vin la zilele comune? Lăsați că asta spunea diverse ce nu-i făcut. Îmi spune strict dacă sunteți de acord sau nu cu scena, cu organizarea zilei comune, atât. Cu ziua, da, sunt de acord, dar nu cu scenă. Am înțeles. Privita scenei nu sunteți de acord. O să vă dați împotrivă. Da, ca să mai ia cineva niște bani. Domnul Căsătă Mitică. V-ați... Mai că nici nu mai vine să mai încep discuția. Ziua asta a comunii, într-adevăr,
să știți că Bobocul a avut perfect dreptate. S-a amestecat primăria. Primăria. Consiliul local. Primăria. Primăria. Și consilierii de atunci, printre care și noi, cred că toți au votat și au fost de acord. Cu ziua, nu și cu organizare și cu cheltuieri și cu bani. Lăsăm la o parte. Într-adevăr, este ziua religioasă, este sărbătoarea Bisericii Catolice Sfânta Maria, este sărbătoarea Bisericii Ortodoxe Răcătău, parohiei Răcătău, toți Sfânta Maria. S-a stabilit ca 15 august să fie locul, în sfârșit, până la urmă, a rămas să fie imediat. Acum, o singură problemă vreau să vă spun, oameni buni, toată lumea critică că ce frumos era înainte, puneam patru fare acolo, cânta muzica și era bucuroasă toată lumea. Cine a organizat, domnilor dragi, această sărbătoare? O organizau tinerii din satul Horgești, care acum nu mai sunt. Erau aici așa în sat, cel puțin 300-400 de tineri și care aduceau muzică de la Băcioi, nu plătea, din potrivă, veneau la primărie de solicitau autorizații ca să organizeze hore. Și le dădeam autorizații, plăteau 50 lei sau nu mai știu cât, și făceau și balsara și era foarte frumos. Ca să păstreze tradiția, a venit o idee din partea cuiva, hai să facem noi ca să păstreze, că nu mai are cine să organizeze. Și așa, dacă nu se făcea deloc, era rău, dacă s-a făcut, o văd foarte rău. Acum, dacă o să se aprobe și să construiască scena asta în continuare, să fac cu toate că, parcă și eu acum aș zice că nu prea ar fi trebuit asemenea construcție așa de mare pentru nimica toată. Dar dacă cumva se va aproba și se va organiza, domnule primar, doamna viceprimar, domnilor, nu mai invitați din deputat și senator de la PSD și de la ALDE. E invitat de la PNL, de la PMP, de la USR, de la USR, nu știu cum se mai cheamă, și chemați-i pe ei. Nu. Chemați-i pe ei să vedem ce vor spune ei. Pentru că la ora actuală, vrând nevrând, domnilor, a devenit un fel de doctrină politică, să solicităm, tot să fim competenți, tot nu bun, tot nu știu ce, și mai mult decât atâta, să solicităm demisii, să solicităm nu mai știu ce, pentru că să vină altcineva. Doamne, nu e nicio problemă treaba asta, cât mai este, mai este un an și ceva, nu? Și au fost conducători în comuna asta, și de la aia, și de la partidile alea, și de la... Au fost condusă comuna numai de PNL și PDL vreo 20 de ani de zile și au fost foarte la bine. La conducere a fost PSD-ul. Chiar dacă era PNL-ul aici, la conducerea Consiliului Local era PSD-ul. E altă belea acum, altă belea acum. Altă belea. Nu spui adevăr, nu venea bine aici în fiecare. Bine n-a fost niciodată, și cel puțin l-am văzut eu. Cu asta... Domnul primar, de ce zic că parcă și eu am ceva durere? Pentru că întâmplător am deschis și eu internetul, am văzut niște poze acolo, și comentarii, chiar de oameni în sat, li trebuia scenă în loc de șanțuri, li trebuia aia în loc de aia și așa mai departe. Domnul va trebui să decidi, eu zic ca și domnul Crețu, păcat dacă s-a început să nu se termine, iar dacă se aprobă, cel puțin organizați și evitați politicul să nu mai vină de comun. Lăsați să cânte toată lumea de la... ca să nu mai avem atâtea discuții că au venit și când ne-am făcut, v-ați făcut, nu eu. Probabil dumneavoastră propagandă sau mai știu ce. În legătură cu șanțurile și cu asta, probabil că o să... Ai fost criticat, pe Facebook, domnul secretar. Eu am fost? Da. Nu. Din ce? Nu știu. Doamna președinte. Domnul Dămoc, vă rog, după ce termin, mai cum trebuie. Da. Bine, în final, domnul Crețu a concluzionat bine. Politicul nu are ce căuta la o sărbătoare religioasă a comunității. Și nu are ce căuta. De povești, oamenii sunt sătui, măcar în ziua aia lăsați să se bucure de sărbătoarea voastră. Asta este concluzia. Iar referitor la partea cu... Au trecut 2 ani și mai e un an jumate și cu demisiile, domnule, unii ar trebui să se simtă după 2 ani de zile, pentru că au promis multe într-o campanie electorală și nu s-a făcut nimic, dar absolut nimic. Și dacă tu nu faci, când ai o majoritate asta în Consiliul Local,
Când ai Consiliul Județean... De la Horgești, nu faci nici la București. Toți au promis și nu au făcut nimic. De unde? Asta e o scuză, să înțeleg, da? Nu, nu e o scuză. Suntem în ton cu modă. Asta e pe principiu, că am auzit și pe asta, că peste tot plouă, nu la Horgești. Să știți că a plouat și la Vălei și la Vizirești și n-am văzut dezastrul ăsta. Nu v-am întrebat. Da. Vorbești și pe loc, vine mai întreru, nu? Domnul Crețu, spune. Păi da, are ceva în plus față de mini. Da, 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 e mai tânăr. A fost primar și a făcut mai multe decât așa trei. Haideți, domnul Crețu. Deci, vreau să... Liniște ca să... Vreau să mai puncați ceva, dacă vreau să mă lăsa. Da, da, da. Mi-aș dori, am spus-o în cuvântul meu și vreau să întăresc că suma asta de 1.200 este o sumă mare pentru ceea ce vreți dumneavoastră, formația artistică și ceea ce vreți să organizați. Eu aș dori, dacă se aprobă, să încercăm, și repet, am spus-o și în cuvântul meu, o spun și acum, să facem o scenă care, exact cum spunea cineva, doresc, să facem lucru gospodăresc. Cu o... Cu, nu cu covor asfalt, că zic cum, cu asfalt turnat, roata frumos, câteva bani să le luăm, să le punem acolo, că nu-i mare cheltuială. Și ca să închide gura la cei care, de fapt, totdeauna se gege contra. Haideți, oameni buni, s-a început, de greșeală primarului și a conducerii, s-a început lucrarea. Dar faptul că vrea să facă ceva chiar nu contează deloc. Mulțumesc. Haideți, domnul Duic, ați spus și dumneavoastră. Da, eu sunt de acord, scurt, cu ziua comunii. Hai să nu mai facem atâta galgară. Pentru ce s-o face? Dacă Consiliul Local a votat pe timpul Țurcan, cu muzicanți, cu cutare, cu cutare, mută aia, așa aia. Și acum ați fost consilieri toți, de atâta timp. Eu sunt consilier 2 ani și ceva. Da, atunci ați fost consilieri, Dacă la Ungurie să țări sărbătoarea, la Părincea să țări, la Fărnea să țări. O să nimeni să nu se țină sărbătoarea. Nu, domnule, dar să țări cu orice. Deci, domnul Duric, să vă opuzeam atunci, sunteți de acord. Da, haideți să... Haideți să nu vorbești contradictorii. Uitați, președinta insistă să spune ce aveți. Ați spus că sunteți de acord, concluzionăm, sunteți de acord cu organizarea asta. Da, domnule, dar și tot am mai trebuit. Haideți, gata, am înțeles. Mai trei cuvinte, eu sunt scurt. Cu ăștia, cu banii care dăm la muzicant, se asfaltează, se betonează tot Medeanu și se poate și fără muzica aia plătită. Okay. Se găsește muzică pe gratis, nu e o problemă. Deci, vreți ca amendament acesta fără muzică? Da, logic. Nu. Banii aia se investească în Medeanu, în amenajarea Medeanu. Nu, trebuie lăsa așa acolo bani. Acum, gata, domnul Crețu. Și-a schimbat, să vă dăm și în... Vă rog, mă spun cine există, nu să te liniște și eu vă rog. Vă rog, mă spun cine liniște. Haideți, sunt scrisă ultima la cuvânt și după aceea o să aibă cuvântul domnul primar ca să răspundă tuturor. Să răspundă tuturor. Haideți să pornim de la fără muzică. Haideți să luăm în calcul, vin măsuțele oricum or să vină de 15 august. Copiii cât sunt tineri care vin, o să meargă acolo. Chiar nu s-a văzut dintre cei care ați fost anul trecut, cel puțin, sau în fiecare an de 15 august, indiferent până la urmă unde s-a organizat, chiar n-ați văzut mulțumirea cetățenilor și satisfacția totuși când au dansat, când au văzut, s-au uitat la acel spectacol, chiar nu s-a văzut. Vedem numai partea rea a lucrurilor. Apoi cu balul. Acum 2 ani, când am organizat acel spectacol din banii noștri, n-au fost alocate sume, nu s-a făcut bal. La cererea cetățenilor, tot mai știu, a cântat domnul a cântat, Anton, și cetățenii tot cereau, dar nu aveam luat căminul de la părinte și nu aveam de la jandarmi aprobare să stăm până târziu, tot cereau timp
și muzică să mai danseze. N-a fost organizat. Anul trecut am organizat, a fost până la două noaptea. Au dorit mai mult. Până la urmă au înțeles până la două noaptea. Acum am făcut cerere și am solicitat la jandarmerie până la 4 dimineață să permită desfășurarea tuturor festivității, inclusiv al balului. Haideți să lăsăm totuși oameni să se... Indiferent, chiar dacă la un moment dat ai un deces, să facem, punem cel mai rău, că e cel mai urât lucru într-o familie care se poate... Un deces. La câteva zile, chiar dacă ai ziua de naștere, tot bei un pahar vis sau tot asculti, chiar și în surdină o muzică. Supărările sunt supărări, sunt de zi cu zi. Totuși în viață trebuie să avem parte și de alte situații plăcute. Și nu văd cum s-ar putea desfășura un spectacol fără muzică. Plus, la acest spectacol cântă și copii din comuna Horgeș, cântă Duma, Diana, cântă Florescu Paula. Dacă mai sunt și alții... Doamna președinte, nu poți da o părere. Trebuie neapărat să facem ce spune... Nu, eu îmi spun... Domnul consiliar fără muzică. Nu să trecem, eu am, să filtru tot. Să poate și cu muzică fără 120 de milioane. N-ai zis așa, hai să totuși, facem fără muzică. Noi consider... Domnul primar, când a avut în vedere această sumă, nu a luat în calcul să vină cântăreți, să facem, știți, era țara moare, baba se piaptă, să aducă cântăreți de 6.000, 7.000, 8.000 de euro, că vedești în asta tarifele, acum pe televizor tot apar. Și la diferite, la comune mici, la localități mici, au apărut și au dat 7.000 luandra, 8.000, nu știu, și marțica. Nu, deci aici spunem că la această sumă sunt mai mulți cântăreți. Hai, și suma nu e mare, cum s-a spus, pentru că nici nu poți să aduci, sunt top cântăreți, spectacolul o să înceapă la ora 3 până seara la ora 8:30. În perioada asta nu poate să cânte unul singur. Normal că sunt mai mulți cei care or să cânte. Și gândiți-vă la 8 cântăreți plus bal care o să fie organizat și sunt și acolo, o să cânte și vocal și instrumental 12.500. Nu mi se pare o sumă exagerat de mare. Și nici mare, nu că exagerat. O sumă mare, mi se pare o sumă... Mai departe, că suntem muzica, a fost ploile, așa este. Faptul că se spune doar pe Horgeș, vedeți, în toată țara ploie. Ce putem să facem? Apoi au venit. Să stăm pe supărarea că au plouat și să nu mai organizăm altceva, consider că nu e cazul. Fiecare o să, la vot o să se vadă dacă trece sau nu proiectul de hotărâre. Mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Atunci, haideți să... Da, când dați voi, înainte de să aveți un vot în cunoștință de cauză, dați-mi voie să-mi spun și eu părerea asupra așa, să răspund într-un fel și interpelărul dumneavoastră. Da, sunt foarte mari discuții, se pare că în fiecare an au fost discuții. Am trecut, dacă țin minte, în aceeași situație. Eram cu discuții contradictorii, cu toate problemele astea. Nu știu, de obicei, culmea, ne vedem, ne uităm la ceilalți din jur. De data asta am început să nu mai uităm la ceilalți din jur, să ne uităm la noi. Deci, până acum ne dădeam exemple comunele vecine, care majoritatea își servează mai fastuos sau mai puțin fastuos, în limita posibilităților, evenimentul respectiv. Ceilalți au șansul, domnul primar. Bun, revenim. Ideea este într-un următor, șanță, da, sunt de acord cu dumneavoastră, dar ca să dau un exemplu și nu să dau nume, dacă se simt, am avut ocazia, trecând prin satul Horgeș, să trec prin fața unui domn consilier, care avea și podul și șanțul înfundat. Sunt mai multe, Ei, uite că s-a simțit deja. Ideea este în felul următor, ei, ce pretenții ai la omul de rând când noi, nu dăm un exemplu celorlalți. Venim, aruncăm cu pietre, că sunt destule aduse de apele astea, așa, și dăm. Da, domnule, nu se face, nu se face. Noi, hai să spunem, bă, nu mă duc în capătul cealaltă a satului. Dar, acolo, cum e și excepție, că sunt și excepții de la dintre dumneavoastră, cu care m-am întâlnit în teren, cu oameni din dumneavoastră, consilieri dintre dumneavoastră, în mijlocul oamenilor, în care... Hai mă, să mă duc și-mi spun și eu părerea asupra unui. Bă, nenea, hai să facem. N-aștept să vină primarul, n-aștept să vină viceprimarul. Hai și eu, consilier, fiind în zona respectivă, să-mi dau și eu. Și discut, să aport o discuție cu cetățeanul respectiv și spun, domnule, am dat un exemplu, baza, toată lumea, voi, șanturi, toată lumea zice trebuie șanturi, dar nimeni nu face. Deci nimeni nu face.
Dacă face numai un om, face o groapă, domnul primar. Trebuie corect. Dar puterea exemplului face mai mult decât oricare putere. Fii exemplu de o groapă, îți fac o groapă, îți vii apa la mine. Atent, bun. Atunci, hai să stăm în o groapă comună. Hai să stăm în groapă comună atunci. Deci dacă noi intră apa la tine în casă, am ajuns la un sat, deci era balastul venit cât poarta, deci următoarea ploaie nu mai avea pe unii și el așteaptă pe cineva. Domnul primar, fără să vă întrerup, da. Vreau să spun că oricum întrebările astea o să fie la diverse. Bine, la diverse. Revenim la partea asta cu scena. Da. Bun. Betonat. Asta nu însemna, de acord cu dumneavoastră, betonăm. Nu sunt împotrivă să nu betonăm. Alocați fonduri, oameni buni. Mai veniți, n-ați zis niciunul. Hai să mai punem. Da, ați zis, dar ne-am limiștit. Am zis, vrem betoane. Domn primar, cum am spus? Deci să mărim suma asta, n-am spus. Păi n-ați venit cu propunere, nimic, de toată lumea vrem. Eu știu, excedentul ăla de 7 miliarde pe lume ai băgat. Dar nu, domnule, nu-i din excedent, îmi pare rău. Dar nu-i așa. Doamne mei, îmi pare rău că nu-i din excedent. De frică că rămâniți fără salarii, spun tot eu. Dragii mei, nu-i din excedent. Vă aduc bugetul din care l-am stabilit anul ăsta. Am spus să facem o treabă gospodărească și să ne investim bani aici. Da, să-mi dați voi. Împreună am pus 223.000. Împreună am stabilit chestia asta și am votat. N-am folosit toți 223.000. Am fost atât cât se poate echipzuit. Domnul Digel, da. Acum aflu și eu. Da. Lucrări făcute. Da. Răspunde. Ziceți. Da. Ziceți. Și gardul de la Răcătău nu-i plătit, bă, e făcut. Care gard de la Răcătău, domnule? Care gard de la Răcătău? O să fie plătit. Domnul, bun. Hai să dați informația sau nu s-a înțeles? Da, nu, dați informația corect și vorbim domnul Costel decât dați fitile așa. Da. Hai, revenim la partea asta. Betonat, da, facem betonat și eu sunt de acord să facem betonat. Dar noi vrem, un picule, vrem, domnule, vrem, acum discutăm despre zile. Pare acum, bun, problema este în felul următor. Vrem și betonat, vrem și bănci, vrem... Totul necesită bani. Deci noi am făcut chestia asta la calculul pe care l-am făcut noi pentru ceea ce vrem. Referitor la mărime. Că se pare că contează și mărimea. Așa. Contează mult. Așa. Problema este felul următor. Noi am mers pe minim. Maximul era 6 pe 8 metri. Nu aveam această suprafață în locul respectiv. Și alt loc care să instalăm această scenă nu exista. Da, nu sunteți de acord, o să rămân în scenă, dacă tot am pornit-o așa, sau să răspund acum și la domnul Dămoc. Da, mi-am asumat chestia asta. De ce? Vedeți ce e afară cu întemperiile? Ieri nu s-a putut lucra deloc. Ne trezim că vine 15 august, am pornit un schelet de scenă. A, păi ce-au făcut? Nu au făcut nimic. Vrem să fim, cel puțin, cu o săptămână înainte de eveniment, scena să fie gata, să putem desfășura această activitate. La anul, nu o să mai vrea, dați-mi voi. La anul, nu o să mai fim de acord să mai vină lăutari. Nu o să mai vină. O să o închiriem. Este al domeniului comunei. O punem la dispoziție organizatorilor și n-au decât să facem lucrurile astea. Dacă considerați că nu-i bună și scena asta, o dăm jos, domnule. Dacă nu-i nici asta bună, o dăm jos. Dar nu suntem acum. Eu am zis în felul următor. Haideți să facem ceva. Nu se poate. Dar nu... O mutăm la Răcătău. Da, nu e vorba de mutat la Răcătău, doamna Mona. No. Eu am o vorbă. Dai cezarului ceea cezarului. Dacă este ziua respectivă aici, fiind și acolo este traumul bisericii. Dar hai să o facem aici. Da. Domnul Fanagat, atunci la votat erau amendamente. Vreau să-i dau un răspuns, domnul primar. Da. Domnul primar, ați spus că vreți să fie gata înainte, ca să fie... Da. De asta v-ați apucat înainte. Da. Domnul primar, noi știm că va fi sărbătoare de 15 august, un an înainte. Știm dintotdeauna că va fi sărbătoare. Dacă vroia să fie totul în regulă, să fie legal, da. să fie bani pentru betonat, să fie bani pentru... Dacă îmi dați voi, mea culpa îmi fac. Greșeala mea pe care am făcut-o... Trebuia să o facem la buget când stabileam bugetul. Alocam suma respectivă prin buget. La anul o să facem lucrul ăsta, vă promit de pe acum. Bine, cine mai ajunge? Domn Bogdan, dacă n-aveți de pe să ajungeți, noi ce-ți facem? Cine mai ajunge în sau cine mai crește? Cine mai ajunge în funcție? Haideți să votăm proiectul de hotărâre. Ce amendament? Banii pentru muzică. Cu banii pentru muzică. Dar nu s-a spus o altă sumă. Nu, să iei. Ne aruncă numai vorbi, dar noi n-am dat nimeni. Amendamentul este să nu se aloce banii pentru muzică, să existe acest
aceste, ziua de 15 august să se sărbătorească fără muzică. Acesta este un amendament. Cine este pentru? Este al domnului Dancă. Cine este pentru? Deci acesta este un amendament. Adică fără muzică. Fără formă. Trece amendamentul meu. Ca să vreau să se investească mai mulți bani la scenă. Dar stați puțin, suntem la votat acest amendament. Cine este? Împotrivă cine este? Domnul fără lăutare. Cine se abține? Domnul Bogdan, domnul Boboc, domnul Dămâncos și domnul Fescu. Domnul Budnar. Domnul Budnar. Vă facem o poză și vă punem acolo pe la gust. Ar trebui să facem lucrurile cu Budnar în fața Facebook. Să facem cei de făcut și după aia să băgăm mai de oameni. Stă în fața Facebook. Domnul Crețu a venit cu amendamentul, dar n-ați spus suma cu cât să fie mai mare. Cel puțin să ajungem la 10.000 de lei, la 1 miliard. Dacă și asfaltăm, vrem și lucruri buni, dar cu bani puțin. Cred că nu s-a înțeles un lucru. Nu e vorba de 55 de milioane, adică 55 de milioane. E vorba de 55 de milioane vechi. De la 55 de milioane vechi să ne ducem la 1 miliard, e extraordinar de mult. E mult atunci. Eu am doar spus. În 23 am folosit numai 18. Am zis chestia asta. Bun, atunci spuneți noastră cu cât. Dar nu eu. Păi nu că e amendamentul pe asta, spune să crească suma. Deci spuneți pentru, de la 2000. Pentru, de ce să retragem noi? Ca să mergem și cu un pic de asfalt acolo și de vărți. De cimentuit, nu asfalt. A spus betonat, domnule. Așa, betonat, spune, nu asfalt. Spuneți suma, domnul Crețu. Da, chiar să riți carul. Păi nu știu cât ar mai... Trebuie acum. Păi și le rup pe mine, pe sigur le rup. Vă dă un miliard de domnul primar. Aveți podul de făcut în sudor. După curpă, domnul Crețu, nu știu dacă o să treacă amendamentul, să treacă suma. Haideți să vedem cine este pentru majorarea sumei, cu cât ar fi necesar pentru a... Cine este pentru majorarea sumei actuală? Dați puțin. Cine este pentru majorarea sumei? Toți. Domnul Crețu este pentru. Cine este împotrivă? Așa, omule, cine este împotrivă pentru majorarea sumei? Cine cu abține? Domnul Boboc și domnul Dămo. Da. Deci am acum să votăm să... Nu, nu mai facem la abține. Da, oricum la abținere. La abținere. Da. Da. L-ați abținut domnul Dar. Și domnul Dan. Atunci să trecem la votarea proiectului de hotărâre privind organizarea zilei comunei cu acele cu acel amendament aprobat. Cine este pentru? Pentru sunt, dar fără sumă. Păi nu că este amendament, există pentru. Sunt. Dacă amendamentele au căzut, ce sumă mai pot? Suma care inițială. Păi suma inițială care a fost propusă. Nu a rămas forma inițială. Forma inițială. Forma inițială. Așa trebuie să fie. Da, forma inițială. Forma inițială. Forma inițială. Și cine este pentru? Forma inițială. Păi da, păi bine. Cine este împotrivă? Cine este abține? Domnul Bogdan, domnul Boboc, domnul Dămoc și domnul Tufescu. Și mai iar cineva și domnul Dancă. Voi să motivez abținerea? Și domnul Dancă. Puteți să-mi dați voi să motivez doamna președinte abținerea? Da, mă abțin întrucât nu știu legalitatea construcției, dacă sunt avizii obținute, dacă aveți avizii ISO, dacă aveți absolut tot ce înseamnă o construcție de genul ăsta. Pentru că acolo vor veni oameni, se vor urca pe scenă, în momentul în care oamenii aceia vor cedea, se va întâmpla diferite lucruri, nu vreau să mă simt răspuns. Haideți să lăsăm să-și pună punctul de vedere. Domnul consilier, vă rugăm, haideți să lăsăm să... A terminat domnul Tufescu, domnul... Ca să înțeleagă toată lumea, că ați votat, probabil ați legalizat o ilegalitate. Oamenii ăștia... Ne asumăm responsabilitatea. Foarte bine. Deci noi nu suntem împotriva organizării zilei. Oamenii trebuie să sărbătorească, dar dacă pe 15 august va veni o viitură cum au fost multe. Dar și e scena de acolo, asta nu e. Domnul Dancă, aș cer să spune, să vă motivați. Dar putea să-i salvează scena, să urce toți pe scenă. Haideți, gata, vă rog frumos liniște. Haideți, trecem la punctul 4 pe ordinea de zi. Vă rog frumos, domnul... Avem 4 abțineri ca să da, atâtea sunt.
4 sau 5? Păi este unul aici, domnul Dan. Domnul Dan, cam zic. Păi avem domnul Dancă, domnul Deloc, domnul Bogdan, domnul Boboc. Așa. Așa. Da. Punctul 4 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 500 de lei fiecărei familii din comuna Horgeni, județul Bacău, care a împlinit vârsta de, care a împlinit 50 de ani de la căsătorie. Comisia, ați primit expunerea de motive, Comisia Juridică a dat aviz favorabil, Comisia Buget Finanțe. Da, păi aprobarea asta e dată pentru o hotărâre de acum vreo 500 de lei. Da, dar nu specifică... Cu 500 de lei, da. Chiar de atunci era. Au mai schimbat-o pe urmă, nu e nicio problemă. Câte mai sunt în familie? Patru familii, dar numai că ar trebui aici să aveți în vedere și cel care a rămas soțul sau soția, dar la 1 ianuarie erau... Doi. Așa am avut mereu în vedere. Dacă da, da, a fost da, un caz, am trecut aceea și a murit chiar la, în ianuarie și a primit. Da. Comisia Învățământ? Comisia Învățământ? Domnul Ungo. Aviz. Aviz. Pentru ce? Aviz favorabil. Deci cazul ăsta este introdus din Bogdan. Cine vrea să se scrie la cuvânt? Domnul Tufescu? Altcineva? Înainte de atâna voi. Domnul Dămoc? Vreau să vă aduc la cunoștință că nu am mai făcut proiect de hotărâre că există inițiat de domnul Tufescu Dămoc. Suma pentru primirea rezultatelor elevilor din comunele Horgeni se ridică la 7.800 de lei pentru anul. Da, așa e aceasta că trebuie. Mai e cineva, domnul Tufescu, domnul Dămoc, se mai scrie cineva la cuvânt? Nu? Domnul Crețu. Atât. Haideți, domnul. Da, mai vreau. Da, referitor la suma pentru copilașii aceștia, era bine dacă o prindeați direct în proiectul ăsta, 500, câte nu, persoane. Nu, proiectul de hotărâre de anul trecut spună există, că există, există proiectul, suma am zis. Spune da, așa, proiectul de hotărâre spune anual se aduce la cunoștința Consiliului Local suma acordată și de aceea domnul primar... De asta v-am adus la cunoștință. Anul ăsta, deci urma cererilor depuse, documentelor depuse, acesta suma se ridică la 7.900 de lei. Iar suma pentru 4 persoane? Pentru 4, 5, 2.000 de lei. Deci undeva 9.900. Da, am înțeles. Mă aștept acolo să mai ziceți că e mult șansă. Nu, domnul. Nu era vorba despre asta. Nu merg. Eu exact nu știu să întreb, vreau să întreb care e situația, câți elevi avem exact care au obținut note care să permită primirea lor. Voiam să... Foarte puțin. Voiam să... De asta, pentru că eu am studiat un pic, am văzut că la recântău sunt niște note foarte mici, dar tot... Am avut un singur băiat la capacitate pop, la recântău, îl cheamă de la gale, și la bacalaureat o fetiță și mai avem și un băiat, Lucanu Cristea, da, care are domiciliul pe Horgești. Iarăși legalitatea, dacă are domiciliul pe Horgești. Are domiciliul pe Horgești, da. Asta e corect. Asta m-am deplinit condițiile. La recântău am avut la pop, care e din galeri, care am luat... Aici poate să stăm un pic la diverse situații alăturilor la matematică. Acolo am văzut că aproape pe 50% din diplomă notată. Da, asta mă spun, că au fost la Răcătău un caz la capacitate, două cazuri la bacalaureat. Și poate anul ăsta-i premia specială și nu... Da, bine. Domnul Crețu. Deci sunt de acord cu acest proiect hotărâri și vreau să specific și dacă se poate această sumă să se dea fiecare an la... familie pentru 50 de ani. În umărit, așa sună, păi nu, așa înainte era pentru anual de asta. Așa, și doar să se prezinte fața Consiliului Local, situația de fapt. Domnul Bogdan? Domnul Gijal, n-a venit nimeni care-i văduv sau văduvă și-o împlinit 50 de ani de când sunt, trăiesc, n-a venit niciunul să ceară. Când am dat eu prima dată, au venit și au spus, domnule, dar eu am 50 de ani, chiar dacă mi-a murit soțul sau a murit soția. Da, ai înțeles? Nu știu. Dar eu dacă era mai... No. Le dădeam și la ăștia. Le dădeam și la ăștia, să știu. Da? Ei, ați fost mai generos dumneavoastră. Păi, da, este, am fost mai generos. Așa, haideți un pic, două, ca să vă răspund. Da, nu s-a prezentat nicio văduvă, niciun văduv, niciun nimic. Problema este că nici cele patru familii noi le-am luat din registrul de stare civilă, ca să putem să... Deci nu a cerut, sincer. Și așa s-au făcut în fiecare an. Deci am văzut, noi am gândit, și așa am gândit-o eu, așa au gândit ceilalți care au inițiat-o inițial, un mod de sărbătoare a 50 de ani de căsătorie. Cine sărbătorește 50 de ani? Soțul împreună cu soția.
Nici cu a doua soție, nici cu... Doar în cazul în care soțul persoane. Decedează în anul când se împlinește 50 de ani. Atât. Oare când o să fie... Soți cu băieți, cu băieți, cu 50 de ani căsătorii și cu 50 de ani căsătorii. Haideți să trecem la votarea proiectului de hotărâre. Cine este pentru? Da. Împotrivă? Punctul cel mai fort. Abțineri? În unanimitate. Acum trecem la punctul 5 pe ordinea de zi, întrebări și interpelări. Vă rog frumos să vă treceți pe listă, o să menținem exact ordinea și cu aceasta mergem. Nu o după. Domnul Tufescu. Domnul Dudulică. Domnul Prisecaru. Domnul Curnaru. Domnul Bogdan, Domnul Dămoc, domnul Căriman, domnul Dacă am fost eu înainte lui cum l-a spus. Domnul, Nu cred că vă fură ideea, nu se transmite. Haideți, domnul, doamna Adina. Haideți să înceapă, domnul Tufescu. Da. O să vin cu probleme cetățenilor din zona noastră de acolo. Deși probleme sunt în toată comuna asta, mai ales de când necăjește și vremea asta. Dar vremea asta parcă, nu știu, a creat așa o distensiune. În sfârșit, prima întrebare este către doamna Vici. Ne-a promis un raport pentru cei cu ajutor social. Și aici... V-aș mai adăuga un lucru, în condițiile în care cetățenii ăștia tot pleacă din comună, s-au mai mulțit ajutoarele sociale sau mai la timpul respectiv. O altă problemă, cetățenii ăștia care au ajutor social vorbesc și, de exemplu, într-o familie am întâlnit, vă spun așa, pe vechiul drum de țean către podul vechi, o doamnă spune așa, domnule, cum se poate? Eu trăiesc în sesiune, cum spune dumneavoastră aici, și cu un cubinaj, așa ca să fim mai pe direct. Eu nu mă primesc ajutorul social că concubinul mi-a plecat în afară. Pe de altă parte, sunt familii care, deși are concubinul plecat, ei primesc ajutor social în continuare. Dacă vreți, vă dau un exemplu în particular. Vă rog frumos să-l chemăm pe domnul... Mergem mai departe. O altă problemă. V-am solicitat în ședința de Consiliu de data trecută să aduceți la cunoștință domnului primar, fiindcă a lipsit din cadrul ședinței, să luați o măsură cu fântâna de pe vale, pentru că ea este închisă, este de la cei de la DSR, nu, pe ea scrie chiar apă nepotabilă, acum s-a mălit aproape de tot, oamenii continuă să bea apă de acolo și ar fi fost bine totuși să se aloce așa o sumă, să se facă fântâna aia, ca să meargă omul să-și ia apă de acolo, ținând cont că cealaltă nu se poate curăța, nu există posibilitatea, fiindcă este proprietate privată. Nu s-a rezolvat nimic, a trecut o lună de zile, eu să știți că mi-am luat notițe la absolut tot ce am dispus. Mergem mai departe. Pe domnul județean către vechiul pod, cetățenii solicită în zona respectivă încă două tomberoane. Și aici, iarăși, o să pun întrebare direct domnului primar, cât ați colectat din ceea ce înseamnă bani pentru gunoiul menajer. Fiindcă, cu cine am discutat, oamenii refuză să plătească gunoiul menajer, întrucât nu au posibilitatea de a se deplasa. Sunt doar două tomberoane sau trei maxim în zona respectivă și țineți cont că distanța este undeva la 2 km și porțiunea aceea de drum. Măcar... Încercați să duceți două tomberoane să mai echilibrați decât zona cu în ceea ce privește gunoi. În Săliște, acolo se plâng oamenii că a zis un tomberon tocmai la capăt, către malul Belții. Ăla nu prea are niciune eficacitate. Aduceți-l mai către Siliște. Că tot spune domn primar că consilierii nu prea umblă. Uitați că umblă domn primar și văd multe lucruri și oamenii vorbesc. Nu ne-am întâlnit, așa este, dar ultima oară când eram, erați undeva mai la deal. Când am fost. Ați promis că în zona drumului unii locuiesc, a drumului comunal locuiesc, că veți... Dumneavoastră, cel puțin doamna Vici, ați promis 4 mașini de piatră, întrucât, la fel, s-a zgâriat drumul acela, s-a stricat și era normal să se refacă înainte de ploaie. Deci nu a avut nicio legătură ploaia cu ceea ce s-a făcut așa la voia întâmplării, fără să se facă cum trebuie.
Un alt drum care este cu mari probleme, sunt toate în comună, dar pe celelalte s-au mai investit. Este cel care leagă casa parohială cu biserica din Mazil, unde acolo șanțul este undeva un crater pe mijlocul drumului, săracul mort s-ar putea din frică să nu se cadă cu totul acolo, nici să nu mai ajungă până la biserică. Iarăși nu ați luat în considerare să-l cât de cât să băgați măcar o lamă, să îndreptați, nu neapărat piatră, dar cât de cât să îndreptați. Na, nu e cum trebuie acolo. Domn primar, știți dacă vă aduceți aminte că v-am spus de podețul acela care leagă lagăr, cum îl știm noi cu denumirea asta. Într-adevăr, cetățenii au obligația să mai facă și șanțurile. Dar știți că omul acela care are casă lângă biserica parohială, el nu trece pe acolo omul ăla. Vine undeva în vacanții, când și când. Păcate, este făcut, domnul Vinerică și-a făcut șanța. Este șanțul care l-ați făcut dumneavoastră ca și primărie și avea aici. Este foarte bine ceea ce ați făcut. Drumul se păstrează datorită șanțului acela. Și bineînțeles, și au oamenilor care mai deviază. Și astea că... Culmea este că acolo cei care nu au ajutor social își fac treaba și își curăță frumos zona și își fac cum trebuie lucrul ăsta, ceilalți asistați n-au nicio treabă. Unde s-a luat o apă pe drum datorită faptului că de la podeț încolo către casa parohială nu este niciun pic de șanț și acolo probabil că domnii nu mai vinde de vreo două săptămâni cu gunoiul de acum să ne ridice de acolo, că iar dacă mergeți în zona noastră, începând de la Tăbârcă cu magazinul și până în deal, nu vorbim de biserica de la Mazic, acolo absolut deloc nu mai urcă mașina de lună bună, pentru că drumul este praf și ăla, nu știu, are dreptate om, cum să urce cu o mașină de câteva tone pe un drum care nu poate fi circulat nici cu căruța. Ei, s-a format un șanț undeva la aproape jumătate de metru, abia trece o mașină o stricoare pe lângă capătul de pod a casei parohiale. Probabil că de asta domnul cu gunoi nici dorește să mai ajungă în zona aia acolo, că e praf. Atât am avut și chiar aș vrea ca până în ședința următoare să-mi dați un răspuns și să-mi rezolvați problemele din zona unii, v-am cerut. Și dacă notăm și rămâne notat, nu prea mai inconvine. Domnul Dudurică. Mulțumesc. Doamna președinte. Avem un participant aici, dar cu aprobarea noastră, dacă uitați voie, să spună și el. Lasă și după ce să spuneți tot ce consilierii ce aveți spus, o să vorbesc. Domnul Pisecaru? Pentru domnul primar am o întrebare, dacă poate să înșeze când tot acum. Deci tot certăm aici cu șanțurile, că nu merg șanțurile, nu sunt făcute șanțuri. Aș dori să-mi răspundeți, să-mi spuneți a cui este datoria să facă șanțuri, a primăriei sau a cetățenilor. Pentru că toți consilierii și inclusiv toți cetățenii stă cu mâinile, nu vine primăria să facă șanțuri. Nu mai vine primăria toată, deci tot ce trebuie să facă numai primăria. Oamenii nu trebuie să mai facă nimic în Comuna Horgești. Tot trebuie să facă numai primarul și primărie, inclusiv și consilierii locali. Vă rog să definitivați odată chestia asta, să știm cine trebuie să facă. Și dacă trebuie să facă cetățenii, vă rog frumos să iau și obligați ca să facă. Să nu se mai strice drumurile că s-au stricat. Ieri am rămas chiar la colegul meu consilier, a rămas că a venit ploaia, a rămas la Codreanu. După ce s-a oprit ploaia, am venit acasă spre casă. Începând de la Mihăilă, de la Florin, și până aici, la intersecție cu 252A, era apa pisticismă. Podețul ăla care traversează drumul este prea mic pentru a capta toată apa și toată apa vine pe drum. Deci era apa pisticism acolo. Acolo podețul ăla trebuie schimbat, trebuie făcut ceva, trebuie dărâmat, făcut ceva mai mare ca să capteze toată apa, să ducă spre Pârnaș. Nu mai zic. Drumurile Sătești sunt într-o stare de prolap. Deci nu au mai fost așa de mult. Deci imediat ce se oprește ploile, ar fi bine ca să meargă, măcar să-l tragă cu un grader. Măcar cât de cât să tragă cu un grader. Ăle balastru s-a pus și s-a cărat. Cam atât am avut de spus. Sunt multe, dar nu vreau să dau cuvântul și la ceva. Domnul Budnaru. Dacă putem solicita o reabilitare a drumului județean Dealul Șoimului, către Consiliul Județean, nu mai putem circula pe acolo. Chiar așa. Da. Și bineînțeles și al nostru. Pentru că dreptatea am făcut da. Atât. Treacă prezidențiele astea, că m-ați făcut. Domnul Bogdan.
pentru viitorii conducători, să aibă în vedere. La Casa Tineretului acolo sunt aduse două mașini de balastru. Ăla-i bonusul, deci am adus 5 mașini, dar nu le-au Bogdan. Le-am pus pe șlau, două le-am pus acolo, în ideea că mai vine un sărac din ăsta, ia o ladă de balastru. Ce, cu ce propunere vin eu? Ați văzut, am făcut șanțuri de la biserică până la morții, dar la deci, și pe stânga și pe dreapta. Au venit acolo, trebuie de, dar au rămas. Deci nu a rămas nimic, că s-au scurs totuși. Deci dalile alea eu le-am făcut cu oameni de la ajutorul social, în curtea casei tineretului. Ce propun eu să faceți? 3-4 oameni de la ajutor social s-apuce să facă în folosul comunității, să facă dale. Și ca să rezolvați problema dealului, acolo, deci am avut un mort și era să-l ia cu mașină, deci de la Petrici până la Biserica Ortodoxă, făcând un șanț din dale, deci se rezolvă problema să nu mai vină în Horgești apă. De la Biserica Ortodoxă până la Zamfir. Deci a fost șanț făcut și pe stânga și pe dreapta. M-am dus acolo, deci cu un cobor pe stânga, șanț nu mai este de la biserică la vale. Deci a dispărut șanțul. Și acum apa chiar nu a venit, că normal nici nu trece acum podul. Deci vine la șofer, prin curte a venit, să dărâme porțile. Deci acolo nu mai fost făcut. Apa a plecat pe centru și a făcut șanț. Dacă era făcut șanțul pe stânga, era rezolvată problema. Ați băgat niște oameni pe la Vartic, la deal, pe acolo, știți ce au făcut? O mâzgărit, o jumătate de metru, dar și e jumătate de metru, nu are șanțul. Deci acolo trebuie făcut șanțuri ca lumea. Iar dacă vine buldog, că de 2 ani tot vine și nu vine, și dacă aduceți unul ca ăsta care îl folosiți, l-ați închiriat, mai degrabă nu-l mai aduceți oameni. Mai degrabă nu-l mai aduceți. Și dacă nu ați luat și un mijloc de transport, degeaba. O să închiriem pe ăștia care au mașinile astea mai mici, știi? Deci trebuie și un camion dacă aduceți buldo. Dar v-am spus, dacă îl aduceți de la mic, nu-și face efect, să știi. La Simon acolo, deci este a doua, am văzut și azi dimineață, treceau oameni de acolo cu roaba să scoată balastul ăla, care a dus de la, tocmai de la Copzarul, ăsta cu găini. De acolo l-a adus. Deci tot ce am pus eu cu Dancă, o dispărut. Mergeți pe la Balint, la Gheorghe Balint. Râpă, mergeți pe la Duminicul, la Vale, făcut în prima dată, făcut în drum acolo și șanț și pe stânga și pe dreapta. Nimic, varză. Pe la Hohol, la Vale, varză. Pe la Bogdan, de la Duminicul până la Burcuță, la Vale, s-a făcut râpă. Deci, oameni buni, vă trebuie cel puțin 4 miliarde ca să balastați toate ulițele astea. Acum, deci care există la ora actuală? Cel puțin 4 miliarde. Și eu cu 1 miliard 300 de milioane, ca să știți, am adus 180 de mașini. 180 de mașini, când dau odată, știți? Acum s-ar putea să fie mai scumpe, nu mai știu. Cred că sunt mai, dar nu s-au dublat. Nici într-un cam nu vine. Dar din pic se poate dubla. Da. Deci asta este, v-am spus, deci să aveți în vedere cu dale. De la Budău la Vale, pe dreapta, cum venim la Vale, până aici, ați văzut, dacă nu făceam la intersecția asta, șanțurile astea betonate, știți ce era acum acolo? Praf era. Ați văzut. Foarte simplu. Vine apa, se duce în stânga, se duce în dreapta. Iar la Gheorghe, dar să notați acolo, să prindeți. Păi da. Săptămâna viitoare, exact. Da, se rezolvă. Exact cum s-a rezolvat. Vă spun eu ce nu s-a rezolvat. Apă nu s-a adus, pod la Zodean nu s-a făcut, școală la Rodor nu s-a făcut, buldo nu s-a adus, aveți multe probleme, mai aveți un an jumate, că după aia ultimul an este... V-am spus ceva, aveți tot dreptul, nu vă spun nimic. Aveți dreptate aici.
Asta am dreptul. Păi și poți să zic, poți să vă contrazic, decât cu fapte vă pot contrazic. De altă nu mai vorbesc. Înțelegi? Spun, plini și o mână cu medica altă, stau o cobor și cu asta face. Deci aveți în vedere oameni cu asta. Dacă nu faceți asta... Ați notat, domnul. Da? Da? Da. Drumul e greu, o mătă e mare. E mult de lucru. Haideți, domnul. Haideți puțină liniște, vă rog. Deci nu să stăm în fața... Mă gândeam că poate avea soluție, nu un pic. Da. O soluție și de la Pietrea Balint la Deal, drumul care pleacă la Cucuieț, pentru că păi acolo, de acolo vine asta, multa. Da. Așa. Păi a fost făcut șans, uite, dam de aici, a fost șans care mergea tocmai la aproape de intersecții la Petrici. A fost șans făcut, azi, nu, ieri am trecut, nici nu poți să treci cu mașina. Deci era... Era șans făcută până aproape șanț de... Șanț în mijloc, pentru că șanțul de pe margine e mai înalt decât drumul cu cel puțin o jumătate de metru. Șanț era bine făcut, acum au venit de pe mijloc, și-au făcut o răcă, iar la vale aici, domnul Giger, la Gheorghe al Frunză acolo, deci vine apă, deci a fost, acum știe, la Balinta Ferdinand acolo, ne-a făcut, am băgat balastru acolo, a făcut un șas pe dreapta cu murci, știi? Deci chiar dacă se face șanța acolo, apa tot pleacă. O gură tot betonată, când cade în râpă. Deci în râpa aia, a fost, a adus o mașină de balast, a luat-o toată de acolo, știi? Și mașina aia de balast, deci apa care a venit la deal, s-a dus la vale și a trecut pe la Gheorghe Balinu. Deci acolo a făcut o gură, că altfel nu se va rupe permanent. Deci o gură betonată. Gata, domn Bogdan, că opriți toate apele, opriți toate apele, acum să nu mai spune ceva. Mă apli, rămâne mai o situație. Gata, domnul Prețu. Este clar că situația la ziua comună este una dezastroasă. Majoritatea drumurilor sunt impracticabile. Trebuie să ai noroc să mai ajungi cu mașina acasă în multe, multe locuri de comună. Domnul Ludovică, vă rog. Da, e opinia lui și trebuie să vă spună. Domnul Bogdan spunea de balastări. Vom balasta degeaba și vom mai spăla mulți bani pe drumurile astea dacă nu se fac șanțuri și poduri. De câte luni promiteți că veți interveni și că veți face un pod? De câte luni? Spuneți. Da? Am luat materiale. Acum luna trecută așa spuneați. Am luat materialele și ne apucăm de construcție. Nimic. Deci podul ăla e aproape că e luat. Deci nu mai există. Eu nu știu cum puteți când ieșiți de acasă și vedeți podețul ăla unde piatra e peste el. Eu nu înțeleg, deci. Înțeleg, dacă ar fi în altă zonă unde nu mergeți, dar dumneavoastră ieșiți de acasă și dați cu ochii de un pod care e acoperit de piatră. Deci chiar nu se poate interveni și făcut ceva în satul ăsta. Deci dacă nici acolo unde locuiți dumneavoastră nu faceți... Nu, stați puțin, că nu înțelegeți, poate înțeleg eu, că asta vă întreb. Da. Când ați ieșit din curte, dar la drumul principal, podețul din fața dumneavoastră este... Care îmi zic și eu, care așa vă răspund. Nu, nu, spuneți de la mărtir. Sau podul de la mine, când să spune, vedeți că nu e același. E podul de la mine, nu? Prima uliță de la Coale de Ciușmea, da? De pe partea dreaptă, când coborâm la mare. E de la Mărtin. Da. Da. Și n-ați văzut că lucra oameni acolo, domnul Darcă, nu? Acum, ora piatra era peste. Bun, că a venit prea de ieri, dar nu spuneți că luni lucra oameni acolo, dar asta dar este. Dar mai tot așa era, degeaba da. Bun, am urmărit și am văzut că s-au plătit deja 22.000 de lei, deci 220 de milioane de lei pentru barastări. Aș vrea să, domnul primar, chiar acum, dacă e posibil, da. să ne prezentați recepția lucrărilor, să știm exact care drumuri au fost balastate și să mergem acum și să vedem care este starea lor, da? Eu am fost, acum ce am făcut, mi-am pus mâna în cap, ce să fac? Îți vreau spăla pe toate, ce să faci? Păi și acum este vina? Acum este vina că aruncăm cu sutele de milioane din bugetul local? Soluția care ar fi? Păi nu mai balastăm, trebuie să lăsăm așa. Păi faceți șanțul, domnul primar. Cum adică care e soluția? Păi de ce, domnul soluție? Păi de ce ne-ați făcut șanțul? Opriți ploile, domnul primar. Cum să balastăm? Revenim la întrebarea cea mai ou sau grăina, exact al lui domnul Pisecaru, care spune. Cine face șanțul în fața curții? Păi cine face? Păi cine face? Eu zic cetățeanul. Dar tu mă scoateți la șanță, așa? Eu să-l scot? Dar nu ajutorul social, în fața mea, ai înțeles? De sară vă opresele și acolo la mine și doar ce-a stat. Și ai făcut ceva la șanță, cea la dumitale? Dar nu te scrie domnule la bătaie, să-i spui. Păi am spus, spune de ori, am spus. Am să vă opresc de sară să vedeți acolo și nu de sară vă opresc acolo. Dar domnule, mă opresc, dar eu nu fug de oameni.
I-am spus în cutii de haideți, vă rog frumos, da, este cuvântul domnul Cățel. Este cuvântul domnului Cățel. Da. Da. Cetățenii, da? Câte okay. Somații a dat cetățenilor din Comuna Bălgești ca să-și facă șansul în fața cuții? Nu, avertizmente chiar numai. Avertizmente am dat. Mă revenim o dată. Deja suntem la câtele episoade ploaie. Cred că au fost cel puțin 4 episoade de ploaie. Și mai bine. Asfaltul ăla de la deal este un total. L-am văzut. Un asfalt de 15 ani de zile. De 15 ani de zile, slavă Domnului, a mai plouat la cuții. Da, de la plătoși. Da. Nu mai plătoși. Haideți, vă rog, lăsați-l pe domnul să mă opresc. Vreau să vă mai întreb. Utilajul care trece după ploi și dă piatra la o parte. Cine a dat dispoziție să facă o astfel de lucrare? Deci acel utilaj a stricat drumul. De-a drept. Al treilea prima. Așa s-a întâmplat. Acel utilaj treacă piatra de asfalt și a crăpat asfaltul în nenumărate locuri. La primul, după prima ploaie, intervenea domnul Savin. Nu știu sub ce formă, ce contract are domnul Savin în primăria să intervină din primăria locală. Da, nu, domnul Savin, îmi pare rău, nu cred. Domnul Florescu. Domnul Florescu. Eu așa înțelesese, de la cetățeni, da? De. Deci domnul Florescu, să spuneți. Dacă vorba după cetățeni... N-a fost stricat asfaltul absolut deloc când s-a luat piatra. Chiar merge și vedem exact unde a trecut utilajul și o să vedeți că asfaltul este stricat. Vă spus, asfalt. Nu a stricat domnul. Deci, acolo trebuie acum. Dumneavoastră nu erați, eu eram acolo. Da. O comisie care se meargă acum pe terenul comun la podul de la Tabarcea, să vadă asfaltul de la deal cum e rupt. Să vedem cine e răspunzător de faptul acolo s-a stricat asfaltul, da? Asfaltul din 10 metri, făcut praf. Da. Podul ăla este luat pur și simplu de apă. Ca să intervin. Acolo de 10 ani spun ce trebuia făcut, bă, două mașini pe stânga și pe stânga. Nu, s-a făcut, a început undeva de mijlocul drumului, nici oricum ăla nu e șans făcut. Pur și simplu în mijlocul drumului s-a întâmplat. Încă un pic și nu mai întâmpea o mașină pe acolo. Iar prin fața porților, coincidența unor angajați din primărie, s-a oprit utilajul. Pentru că persoana respectivă n-a permis să facă șans. Deci ori facem șansuri, care s-a... Despre cine e vorba? La doamna Felicia Părincea, nu la deal. Da, deci, nici pe... Acolo nu s-a mai făcut șanță. Haideți, da, vă rog frumos, lăsați-l pe domnul Dămoc să-și termine. Deci, în comuna asta se fac numai treburi de mântuială, totul e de mântuială, totul e de fațadă. În ritmul ăsta, comuna asta o să ajungă o ruină. Să fie foarte clar. Deci să fie foarte clar. Sub actuala conducere, comuna asta este o ruină. Să fie foarte clar. Exact, o ruină. Vreau să vă solicit exact ce a spus și domnul Tufescu. Situația la ziua personală de la ajutor social, câte ori trebuiau să fie lucrate în luna iulie, câte au fost lucrate și locurile unde s-a intervenit. Asta vă rog acum, ședința să chemă, să aduceți lista și să le prezentați. Am fost la deal. Ceea ce a spus domnul Bogdan se pare că este adevărat. Gunoaiele care le-a adus apă la vale au fost duse și puse locul unde s-a spus poate n-a. Deci dacă n-ai fost acolo, abar n-ai. Închideți gura, domnul Bogdan. Eu mai întâi de ce am fost acolo. Acolo este focar de infecție. Deci acolo dacă vine garda de mediu, amintează primăria de nu știu ce cu tine. Deci acolo este focar de infecție. Ce i-am luat? Să fie foarte clar. Vorbiți cu filmul Egin Mânci. Să vă rog frumos. Bun, mai aveam alte chestii, amenajamentul pastoral, deja trecem în altele. La fel, de luni de zile ne spuneți că se lucrează. Vreau, domnul primar, să spuneți care e situația la zi și cine lucrează la acest proiect. Am văzut că s-au alocat bani pentru izolația exterioară a școlii, 36.000 de euro. Mi se pare suma enormă. Aș vrea să ne prezentați contractul cu Ecomarter, că am înțeles că tot ei lucrează. Este o firmă abonată la bani publici la Horgești. Da, deci deja în 2 ani de zile numai ei lucrează în Horgești. Euro, domnul, de lei. 36 de euro, euro. Izolația exterioară a școlii Horgești, da? Cu trotuare și ce mai e acolo. Sume enorme. Poate o să vreau să ne prezentați contractul, documentație tehnică și tot ce este. Aceeași firmă lucrează deja și în media. Deci fără... Ca să tot aia? Aceeași firmă. Da, clar. Deci ca să știți cum să lucrează la Horgești. Da, și poate vedem fișa postului a doamnei viceprimar și a soțului dumneei, pentru că nu știm care e viceprimar și care, pentru că ei se cam bat capul în capul. Spuneți-mi asta de la patru?
Poate aveți probleme cu asta, dar nu vă spun din posibil că am fost jurnalist. Poate, poate, poate vă faceți timp și vă afișați. Cine plătește cu electricitate? La ora 6 de aseară. Aseară nu, la reparau camerele, domnul Bogdan. Se reparau camerele de luat vederi, de asta era lumina aprinsă. Dar n-aveți de unde să zic că nu vă interesează. Singura realizare a dumneavoastră în 3 ani de zile. Da, 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 da. Singura realizare a dumneavoastră este că veniți și atacați în Consiliul Local. Cel mai bine ar fi să vedem o demisie, cred. Nu cred că e cazul. Eu da, da, e cazul. Din partea mea e cazul. Nu e punctul ăsta de vedere care ne vedem la ședințe, că în rest nu vă văd pe absolut nicăieri în comună și chiar spunea să participați la... participați la... Mă lăsați să termin, că participați când este a Bacău, acolo vă dau dreptate. Știți? La ajutor social și nu te-am văzut niciodată. Au venit câte 3-4. E vă 4 sau 5 ore. Mă luați cuvântul și altul consilier. Haideți, atât domnul... Haideți domnul Căliman. Vă rog frumos, domnul Căliman. Domnul primar. Dar tot s-o ocupă firma aia, să faci scena aia. Vă rog frumos, niște domnul. Și eu, bă, la Răcătău, gata, de alea, poate mai rămân niște materiale, să faci și împrejurul întâlnit de la biserică. E a treia oară când vii. Dacă ne-ar ajunge, să ne ajungă aici. Dacă nu mai faceți rost. Poate mai rămân. Da, bravo, frumoasă. Atât, domnul Grima. Atât să rămân, cu șansările mâine. Notează, gata. Înainte de ședință, am cerut și o tabelă cu oameni de ajutor social și cu orele care trebuie să le facă. Păi și cu mine pe hol, că s-a afișat. Nu erau afișați. O să că fără acordul domnului primar nu le dă. Nu, afișate trebuiau afișat. Dar nu sunt. Și nu, nu le-am primit. V-am făcut tot ce aveți ce spate le-am. Asta nu înseamnă că dacă nu erau, păi nu le-a afișat, dar nu știți foarte curioși și nu pe acolo cetățenii. Bun, dar au interdicție să le dea la un consilier la grecere? Păi nu vreau să mi le dea. Da, dar cu cine ești? Cu cine ești? Da, eram curios dacă este ajutor social, că de la Cișmea la Vali și-au pus răchiți care le taie el, dar șansă nu-l face persoana respectivă. Poate îl face noi. Haideți să dăm momentul. Am dat numele odată. Da. N-am dat, nu le-a pus răchițele alea, nu le știi că sunt foarte la tine acum. Pătrășcan Octavian, zi numele. Dar am spus, Octava lui Petrușcan. Domnul Crețu. Deci cred că suntem la ora adevărului. Nu, am vorbit foarte serios. Vă dați frumos puțină liniște, să vă lasă concluzie bună. Este și ce-a fost, într-adevăr, o cauză. Pentru că se vede și în țară și prin Europa ce se întâmplă, dar noi aici la Horgești suntem putuci. Zero. Îmi pare rău. Noi întotdeauna am fost învățați să mergem la efect. Cauza nu o luăm în considerare. Dom'le, dacă cauza a venit de sus, păi acolo acționează mai oameni. De ce vă fac eu șans prin Horgești sau prin Răcătău sau până mai mergem prin satele comunii și fac șansuri, fac șansuri. Toată lumea să facem șansuri. Dacă apa vine râu la vale, de unde vine? Nu trebuie să mergem la cauză. Am spus-o de ieri ori, domnii mei, lăsați excedentul ăsta, nu-l mai țineți acolo La saltea. Puneți mâna și dacă nu aveți curaj să luați un budo-excavator, închiriați fraților și rezolvați problema, că s-ar putea mâine, puneți mai avem urcii de asta. Vă rog frumos, domnul Căliman, haideți să-l ascultăm. Haideți să mergem un pic acolo la Bârgu. Mi s-au spus, ieri probleme. Doamne, de ce nu vine Crețu, domnule, și deal de Margareta, marea, să nu-i spun pe nume. Dar ce să-i fac eu, domnilor? Mă duc eu să rezolv problema de sus, deasupra satului. Deci eu am spus-o de atâtea ori. Măi, oameni buni, haideți să mergem acolo și încercăm să-i dăm drumul la apă, să meargă pe altă viitură. Nu? Aici, la Bărgu, s-a înfundat complet. Mă uit la dăscălașul acolo, păcat că o spune, nepotul meu. Deci de câte ori vine viitura, deschide săracul și el porțile. Și să mai... Și-au făcut șansă în față, și-au făcut podeță. Degeaba le-a făcut dacă apa a venit de unde vine. Da, acolo e cea mai mare urcii. Deci trebuie mers sus acolo și făcut pas cu pas. Luat un budo excavator, cum spunea cineva, nu vinem cu jucării de astea, frate, și cu tinicheaua aceea de remorcuță de o tonă jumate și cărăm ea. Aici trebuie să investim câteva miliarde. Bine spunea cineva, haideți să fim serioși, că și el are experiență, domnul Bogdan. Nu vreau să-l perii eu. Și să investim câteva miliarde și să rezolvăm problema asta. Deci ni s-a arătat clar că noi acum
n-am fost la cauze și trebuie cel puțin de aici încolo să ne fie învățătură de minte, domn primar. Și cu dumneata vreau să stau de vorbă. Păi dacă sunteți ocupat, n-are rost să-mi bat gura deja pe aici. Da, la ce din David? Atât, nu mai e. N-are rost, fără dumneavoastră de față, n-are rost să discutăm. Da. Dar vă notează, domnul. Haideți da. Să venim. Situația celor de la ajutor social, eu nu vă pot spune care sunt plecați, care nu sunt plecați, de ce unii au ajutor social și unii de ce nu, și de ce sunt în concubiraj unii și au, de ce unii nu au, pentru că toată această situație o face domnul Bujor Costin în urma anchetelor sociale și dispoziția este dată de către domnul primar la propunerea domnului Costin nu pot să cred că mi-ați sunat de evidența asta. Dar nu, eu am evidența pe care mi-o dă cu cei cu cine trebuie. Eu voi iau pe dumneavoastră da. Deci haideți să vă spun, eu am evidența, mie îmi dă lunar evidența celor care trebuie să ia seama că dar dosare da, sunt mai multe. Cei de la ajutor social. S-a făcut în luna iulie, la Răcătău, că aici legăm și de acel tomberon despre care spuneți că s-a dus prea în spate. Acolo a fost o sesizare la Garda de Mediu, puțin vă rog fost, o sesizare la Garda de Mediu, că este cu noi pe malul Siretului. Și cetățenii, când am fost și am discutat, am fost și am făcut curățenie acolo, cu oameni de la ajutor social, suprafața era destul de mare, și au trebuit să vină mai mulți oameni de ajutor să facem curățenie. După ce am făcut curățenie acolo, la 4 zile, din nou, au dus gunoi acolo. Am discutat cu cetățenii din zonă și au zis așa, duc gunoiul acolo pe malul Siretului, deoarece, sau din cauză, mai corect, din cauză că nu au tomberoane acolo. Nu e un tomberon, sunt două, dar sunt pe ulițe diferite, exact la capăt, acolo unde aruncau ei care gunoaiele. Care este distanța dintre cele două tomberoane? Două ulițe. Să asta, zic, aproximativ un kilometru și, da? Nu este, nu. Nu, exact cum intri pe ulița asta, acolo la... Nu este un kilometru, sub nicio formă, e vorba de 300-400 de metri. Oricum, ca să vină un om cu sacoșile de gunoi la 4... Deci, nu, eu v-am spus de ce l-au pus acolo, pentru că ei aruncau gunoaiele acolo, oamenii, și au spus că dacă nu sunt tomberoane, vă rog frumos, nu sunt tomberoane, de asta aruncă pe malul Siretului. Și atunci am dus tomberoanele în locul unde aruncau. Tomberoane pentru... mici, nu sunt mai fabrică, nu facem nimic? Suntem în discuții pentru tomberoane mici. Da. Bun, haideți, eu vă dau răspuns strict ce ține de persoana mea. Dar v-am spus cu tomberoane, de ce este acolo și nu este în altă parte, acolo ce cu cetățenii și de asta le-am pus și sunt două. Mai duceți unul ca să mai am cerut, de exemplu, data trecută s-a adus un tomberon pentru că la Tăbârcă s-a dat foc la unul dintre tomberoane. A fost luat atunci de urgență de la școala de la teren și acum când au adus am dus unul înapoi la teren. Mâine vine încă un tomberon pe care vă spun de acum o să-l ducem în Soodor că și aici e o problemă la intrare și tot așa o să mai ducem în celelalte părți. Când aveți un termen? Aduc câte un tomberon de fiecare dată când vin. Mâine când vin, aduc încă un tomberon. Bun, ce spuneți, doamna președinte? Eu nu mi-am terminat expunerea. Acum lăsați să termin și apoi dumneavoastră dânsului vreți să-i răspundeți. Să-i puneți în fântână. Cu fântâna, să știți, am spus în ședință că o să-i spun domnului primar și am avut discuția despre fântână. Deci am transmis exact ce ați spus dumneavoastră. Cu piatra. Piatra, nu că nu s-a pus sau nu m-am ținut de cum se pună piatră în Răcătău și în locul respectiv. Da. Nu. Problema este s-a făcut barastare pe Horgești, a trecut pe Sohodor, după ce s-a trecut în satul Sohodor, s-au făcut câteva drumuri și după aceea au venit ploile. Din ce știu că n-am discutat, că trebuie să știți că nu discut eu cu domnii de la care aduc balast, au spus că fiind crescut debitoar, Siretul fiind mare și crescând, nu pot să aducă balast. Deci lucrările, noi mai avem de adus balast și lucrările ori să continue, inclusiv cu utilajul cu lama, ori să continue cu grederul, după, mai avem în Sohodor de adus, după aia Recea și Răcătău. Deci se face și acolo repararea despre care am vorbit, dar încă nu s-a adus balast, nu că s-a trecut peste sau nu mai vine. Vorba din cauza apelor. Apoi, astea. În legătură cu acel pământ care s-a luat de la moare și s-a dus, nici într-un caz nu s-a dat acel pământ în râpă la, cum s-a spus, sau la Neai Ormor, sau în râpă la deal la Petrea Balin.
s-a pus separat și nu, acela este încă acolo, un consilier care vor putem merge să-l vadă, nu este luat de apă la vea, deci nu este vorba că s-ar fi dus doamna din nou Vici, după una peste alta, mă scuzați că vă spun din nou, una peste alta, nu mi-ați răspuns la nicio întrebare din cele pe care păi spuneți, care? La întrebarea cu ajutorul social, nu mi-ați dat niciun fel de răspuns, deși sunt conștient că dumneavoastră aveți o evidență clară a celor care care au dosare de... Nu, eu am evidența celor care sunt azi de muncă. Okay. Și o persoană din familie. Okay. Aceea am evidență înțeles. O am. Bun. N-am înțeles de ce se dau ajutoare sociale selectiv și nu aplicați legea exact așa cum trebuie să o aplicați și cum spune, cum se spune legea care este cu ajutor. Eu am citit-o așa în mare și cam știu despre ce este vorba. În sfârșit, poate până de ședința următoare, vă înțeleg că poate nu... Dar nu eu îți dau raportul să-mi priviți ajutoare sociale. Domnul Tufescu, degeaba îmi cereți mie. Vă rog frumos ca până de, să aduceți ori reprezentantul, că am înțeles că și dumnealui cam își încalcă anumite atribuții, o să vă rog frumos să veniți ori dumnealui, ori dumneavoastră cu un raport, cum v-am cerut un raport clar, a ceea ce se face, efectiv. A, cu ceea ce se face, aceea vă spun, da. Și am zis, s-am făcut și... Mergem în teren, domnul Dacă. De ce să nu mergem? Mergem în teren. Acum nu puteți spune toată perioada aceasta cu... Și acum scriptic ce s-a făcut în luna iulie. Scriptic. Mergeți și pe teren și vedeți. Că, până la urmă... Scriptic, doamna Tenea, trebuie să fie totul scris. Vreau să văd unde s-a intervenit și câte ore s-a făcut luna iulie. Dacă ați merge în comun, ați vedea unde s-a lucrat. Schimbați subiect. Păi nu schimb, dumneavoastră schimbați. Stați și pe comun. Scriptic, situația? Poate spuneați că nu știți scris apostolea mea. Deci eu scot oamenii la ajutor social, ei ies la muncă în baza unei situații care mi este dată. Okay. Oamenii la ajutor social tot au ieșit această perioadă și s-a spus. Și eu asta am zis. Unde au ieșit și câte ore? Unde, domnul Dămoc, în comun au ieșit, că nu i-am dus în comunele vecinate. Se poate vedea scris unde unde pe luna iulie nu vă pot da că nu s-a terminat situația. Luna iulie nu s-a terminat. Păi nu, de ce râdeți? Pentru că situația pe fiecare lună, domnul Dămoc, râdeți să dați impresia că sunteți atot cunoscători, dar faceți mai prezunți. Situația pe luna iulie este normal să se facă după terminarea lunii iulie, ca să puteți râde în continuare. Ba da, este treaba mea să notez. Când o să termin luna iulie, o să fie situația de punct. Știți, dumneavoastră veți raportul peste raportul, nu veniți în comună, nu vedeți, dar în schimb vreți raportul peste raport. Oamenii au venit, au stat pe drum, au fost atâtea ploi, asfalt și tot, nu s-au curățat de către altcineva decât de oameni de la ajutor social. Când s-au aruncat toate gunoaiele cei de la ajutor social, când s-au făcut la pot, cei de la ajutor social. Deci vina este a celui care coordonează... Tocmai că, cum au ieșit oamenii de la ajutor social, în perioada mandatului meu nu au ieșit în niciun mandat. Nu știu de ce nu vreți să recunoașteți situația aceasta. Și în cazul ăsta, de ce oamenii vorbesc că sunt persoane care au ajutor social și nu... Nu știu ce, când vă spun asta că dacă vă transmiți sau dați dumneavoastră cu presupusul, nu e problema mea ce presupuneți dumneavoastră sau ce vă transmit. Așa și mie îmi spun oameni că... Da. Bine, eu am terminat, domnul Crețu, haideți ca să încheiem ședința, puneți întrebarea domnului primar. Deci... Nu știu dacă ce ați mai reținut din ceea ce spuneam eu, ca să știu din ce dau înapoi. De fondul documentului, de bani din fondul. Să găsim soluții. Da. Și să rezolvăm problema acolo, la râpa aia, cum îi spunem noi, care duce la bârgă. Acolo chiar este o problemă, să știți. Dar și mai este problema care văd că acolo ridică și domnul Căliman. Inițial, eu am fost cel care am spus-o și foarte bine, că mai sunt și alții. Haideți să rezolvăm și cu fântâna aia la Biserica Catolică. E păcat, vin sărbătorile astea și chiar m-am uitat, ieri am trecut pe acolo. Nu trebuie mare investiție acolo, să fie ceva frumos. Am spus-o de ieri în ori. Domnule primar, treci în fiecare zi, cum spunea cineva pe aici, că ieși din curtea ta și vezi o chestie. Am spus-o, domnule, trebuie ori gol aici în fața primării. E o treabă atât de simplu. Îmi vine să mă apuc eu, domnule, dar știu că mă amendează cineva. Să fac ori golă și să treacă pe aici, prin față, și să ducă apă în șanțul ăla care e uscat. Nu se vrea. Nu știu de ce nu se vrea. Nu știu. Aveți constructorul ăsta, eu cred că dacă ați discutat cu el, nu, cineva spune că îl vede de 2 ani, eu îl văd un om care, într-adevăr, se luptă să facă ceva. Mai am material. E plătit ca să facă, dar ca să facă o rigolă aici, nu e mare. Eu am sperat că atunci când terminați gardul ăsta să faceți și rigola aia. Nu! Chiar și astăzi m-am uitat cineva, o vorbesc cinstit, poate să supere cineva pe aici, asta e treabă de acolo care începe cu țâvă.
Treabă de badan. Doamne, pui prunt, pui prunt ca să treacă mașina, ca să treacă omul cu mașina la intrare în primărie. Când o rigolă te costă câțiva bani în plus, dar o ai, e trainic, nu știu. Faptul că sunteți veniți de aici, din zona asta, din birourile astea, și acum ați ieșit primar, viceprimar și sunteți, că nu sunteți aveți inițiativă, nu aveți, să-i zic, chestii ce de bun gospodar. Da, simt din gospodar, da, domnul nu, da, secretar, vorbesc foarte serios aici. Nu, am văzut serios. Dacă nu ai, dacă nu ai, dacă nu ai simțul ăla din gospodar, nu mai s-o faceți. Dacă vă amendează cineva. Mă amendează, domnule, trimite pe altcineva și tot mă amendează. Păi și eu și-o plătesc. Face poze, da. Știi ce, ședințe în Consiliul Local... Și vă spun sincer, trebuie numai un pic să termin. Lăsați cetățenii să aducă reproșul primarului și viceprimarului. Haideți să veniți cu ceva constructiv cu Consiliul Local. Dar am spus-o destul de clar, rigola aia este mai mult decât necesar. Ședințe de Consiliul Local s-au transformat într-o altă persoană. Ați fost mulțumit că am desfundat podul. De aici, din față, am pus eu 3 oameni de am desfundat. Că sunt fundat să la intrare și de chiar vă rugam să luați și restul acelea de la grâu. Le-ați luat când ați curățat combina. Nu, trebuie să le lasă un suci să le dau foc. Nu putem să le lăsăm în... Păi nu le lasă nimeni, n-avem niciodată. Deci asta ați văzut-o. Dar faptul că vine apa, vine răul peste mine, nu vedeți niciodată. Vă dăm absolut tot. Îmi place, sunteți un bun gospodar, îmi place. Mă bucur că vă place. Dacă zic, ședințele s-au transformat la atac la persoană și nici... Mi-ar dori să ai și dumneata câteva hectare de pe la oameni și să ajungem în situația care suntem noi acum cu agricultura. Să vedeți că la ora actuală nu se poate recolta grâu. Și suntem la sfârșitul lui iulie. Din cauza ploilor, nu chiar din cauza mea așa, domnule primar, nu se recoltează nici grâu. Ca să simțim, deci dacă tot și simțim și noi, că pentru de asta suntem bine, aici. Bine, poate eu am alte probleme pe care nu simțiți dumneavoastră. Dronele. Domnul primar, promiteți-ne că pe 15 august biserica aia o să aibă acolo O formă cât de cât acoperit, nu pot să promit. O fac eu un proiect și să vedeți că o să vă placă. Dar numai să investiți. Introduceți un apă și în camera mortuară. Că trebuie apă. Odată cu aia, cu hidrofonul, bomba, haideți să răspundă domnul primar întrebărilor, după aceea o să spună domnul Dudulică. Da, domnul Dudulică, că poate se referă. Haideți, poate aveți ceva să puneți și asta, dragi. Haideți să-l ascultăm pe domnul Dudulică. Cu apa asta a fost vreo 3 ape bune. Noi suntem cu câteva familii din capătul satului, sau doar de dumneavoastră știți. Da. Ne inundează, ne inundat de 3 ori. Grădina a inundat-o de 3 ori. Nu mai am cine să mai culeg de acolo, că l-au pușcă, s-a zăbat, depe, arbul, acolo, pur. Așa. Trebuie făcut ceva. La diavolul dragului, că de acolo vine acolo. Haideți să avem respect și față de domnul Dudulică. Chiar dacă nu este consilier, nu este cedățean. Și pe o parte și pe alta. Balustrat, băgat lama, făcut ceva, ca să fie bombat, să fie apa, vine așa. Și făcut ceva să vină apa în râi. Că dacă depășești iar pe șosea, suntem câteva familii, că ai inundat. Acolo a venit tot din după de-al bradu. Așa. Asta e problema. O altă problemă cu casele, cu drumul la bani. Eu am vorbit cu toți cetățenii, și m-am mai spus și dumneavoastră. Da. Sunt toți de acord să facem drumul acolo. Da. Lăsăm 4 metri, 5 metri, cât e, să fie lat. Haideți, puteți, domnul Vrăceanu, hai să vă ascultăm, păi dacă nu știți ce zice... Sunt case care sunt făcute, cum sunt făcute, fără autorizație, nu știu, acolo problema. Să poți să faci autorizație, să mai faci casă, să mai faci casă cu amenajare, nu o să cumpere teren, să dea 20.000 de euro, cum s-a mai vândut, are și iertarul ăla la mare, să duce până la părul și faci casă, dacă e casă. Deci copii mulți. Asta a doua problemă. Așa, a treia problemă, a spus că să face școală, să face punct sanitar la Soudor, nu s-a făcut. Așa. Poate să mai dacă vreau. Ce problema cu asta? Eu am fost să traseul ăsta tămaș. E mai mare dragul. Eu sunt, mi-a nota 10. Am fost părinția, Petrești, Mărești. Pâncești, mai mare dragul, asfalt. Ai fost rătăcit pe acolo. Dar nu, am mașină și mă duc, domnule, părinte. Haideți să-l lăsăm să spună. Dar să știi cât de județean avea noi treaba. Ca să spună tânăr. Dacă nu se face până la mandatul ăsta, până în 2020, să știți că populația
din Sovodor, către Echia, Regător și Mâncii, nu mai are nimic. Poți să fie cel mai mare să zică, bă, fac numai. Nu mai votează. Știi ce votează omul? Cel mai neînsemnat om, dacă pune candidatul unul de primar, bă, nu îl votează. Haideți, o să dea domnul primar, o să dea răspuns la întrebări și după aceea ședința se încheie. Haideți, domnul posibilităților, începem cu domnul Tufescu. Luăm în ordinea interpelărilor dumneavoastră. Da, tomberoanele sunt una dintre problemele noastre, într-adevăr, dar containerele astea, nu discutăm de tomberoane. Firma pe care ridică la actualmente gunoiul, în limita posibilităților dumnealor, ne trimite exact așa cum a explicat doamna viceprimar, că noi solicităm de fiecare dată când vine mașina de gunoi, unul, maxim două tomberoane. Au fost timp în care ne-au adus câte două, noi avem creionate punctele în care am putea, ar trebui să le amplasăm, dar suntem în continuare într-un deficit, încă într-un deficit de euro container. Referitor la cele două din Sirius, într-adevăr, cred că vă răspund, doamna viceprimar, am avut o sesizare de la CRE, am fost acolo, ei au solicitat cetățenii de discuția doamnei viceprimar, să scar cu cetățenii de acolo și să fie tomberoane ca să nu mai dea gunoi acolo. Am dus tomberoanele, acum prea departe. O să găsim o soluție să... Nu, acolo le-au cerut că și nu să le mișcăm un pic. Mai cumva, unul, da. Mașina, mijlocul, okay. Între, ca să fie toată lumea mulțumit. Da. Bine, v-am spus. Deci noi avem creionat o schiță de eurocontainerul. Bun. Potențul e înfundat de la casa parohială, acolo, de ce să zicunează că s-a străcat drumul. Deci, proprietarea, eu trec un piculeț peste majoritatea comunei. Este vorba de podul înfundat acolo. E nu neapărat de șantul celui al domnului, nu știu cum îl cheamă. Nu, domnul primar. Da. Podiețul este desfundat. Dar este desfundat până la în ambele etape. Da. De la capătul către casa parohială nu mai e desfundat. Adică nu că nu mai e desfundat, este făcut șanță. Da. Și după mergem pe drum. Probabil că ăsta este și unul dintre motivele pentru care domnul nu urcă cu mașina, deși are obligația să vină atâta tip de câte ori vine. O să discutăm mâine când o să vină, o să discutăm un piculeț cu dumneavoastră. Referitor la ceea ce a sesizat cu drumul spre biserică, într-adevăr, eu am mers eu acolo și am văzut despre ce e vorba. Probleme sunt, aici trebuie să recunoaștem și ca orice problemă din toată comuna, acum cu urmă, proiectele astea s-au accentuat problemele, noi recunoaștem chestiile astea că sunt accentuate, e vorba de curba respectivă. S-a scurs apa... Este tot drumul, de jos până la biserică, domnul primar. Nu, n-ați înțeles. De mașină discutăm. Eu știu că e trecat drumul până la capăt. Am fost până... am rude, mă duc până la biserică, am pământ acolo de eu. Am văzut drumul de la cap la coadă. E vorba de... vorbim de neridicarea tomberonului de la biserică. Asta nu e ridicat, adică s-a stricat drumul. Deci undeva aici jos, imediat în colț, îi rup drumul și omul îi frică să treacă cu mașina mare. Mi-o explicat destul de clar. Domnul primar, dacă eu mă duc în râpa aceea, răspund matare acolo, am zis nu. Și atunci deci trebuie găsit o soluție să dalăm drumul acela. Eu nu știu. O găsim, dar e vorba de partea financiară. Așa, șanturile. Eu, părerea mea a șanturilor, avem trei feluri de șanturi prin comuna Horgești. Șanturile de pe drumul județean, care sunt a drumului județean, șanturile din domeniul, din sate în care ar trebui, unde este domeniul public, să intervenim noi, și șanturile din fața porților cetățenilor, ne-ar trebui să intervină dumnealor. Dar, exact cum a spus, ne-am învățat să așteptăm pe altcineva. Primăria. Deci ne-am așteptat. Primăria fiind, nu știu, n-am, nu știu ce să zic, o mană cerească, stăm undeva pe un morman de bani și nu vrem să investim, să facem șantul. Domnul primar, eu cum fața mea îl fac. Da. Deci nu la bani nu-l faci, nu-l treabă la mine. Da. Vedeți la bucurării sale, evidențiale. Corect. Bun. Și atunci, hai să discutăm și cu vecinul. Trebuie spus, domnul primar. Bun. Noi revenim, domnul viceprimar, noi revenim cu științările la... Așa? Bun. Potențul de la Mihail, într-adevăr, aveți dreptate. La volumul. La cantitatea de apă, din ultimele, debitul de apă, dar nu numai acolo.
toate debitele, toate plătețele astea, din cauza debitelor de ape foarte mari, au trecut pe deasupra. S-au ieșit pe drumul comunal. Doar nu-i mare lucru, dar v-am zis, din cauza că e prea mic ca dimensiuni. Nu captează, n-are cum. Nici jumate nu captează. Așa, referitor la 252P. Deci, drumul sunt, uite, are aproape o lună de zile de când e închis. Deci dealul Șoimului discutăm. Da. În urma primei comisii pe care au venit cei de la ISU și toate de la prefectură, dimisă de la prefectura Bacău, care era în ședință, exact în ședință data trecută cu situația de urgență, măsura dumnealor, i-am dus până acolo, au văzut situația, măsura pe care au luat-o, să-l închidă. Discuția purtată cu conducătorii din la Consiliul Județean au rămas în următor. Nu ne lasă să trebuie, ca să intervină, trebuie să fie uscat. Atâta timp cât va ploua din două zile, nu vor interveni, deocamdată. Problema este că am ridicat chiar el la o ședință, s-a stricat ăla, s-a închis, dar s-a stricat 252 au. Asta e mai problemă, pe care e drumul principal care merge. Singurul care a rămas încă deocamdată și pentru intervenția respectivă este 252B, Bazga Gioseni. O intervenție cu asta, vedeți, aici am ajuns. Făcut un lucru bun. Făcând șanțuri și făcând scurgerea apei din drum către șanț, ala o rezistat. Câte ploi au fost, câte... La doamna Savin Panta la Bazga, tot da. De partea dreaptă, a trebuit obligat să-și facă șanță. S-au făcut, domnul Campu, s-au făcut. Am trecut, eu am discutat în ședință lucrul ăsta și, într-adevăr, s-a întâmplat. Da, s-au făcut. S-au făcut. Am văzut. Referitor la domnul Bogdan, deci dumneavoastră ne garantați că sunt două mașini de balat, un caz în casa tineretului acolo. Să mergi și sus la Gheorghe Balinga acolo, ca să vezi. Cam dreptate ce spune un ok, de acord cu dumneavoastră. Nu vorbesc de pe pereți. Dar n-am zis că vorbiți de pe pereți. Cred că n-am vorbit așa. Eu n-am zis așa ceva. Bun. Trei oameni să facă tale. De acord. Problema talelor, revenim încă o dată. Eu merg pe principiul ăsta. Punem talele unic, zice dumneavoastră. De la Anton Buteu la Vale. Da. Bun. Putem să venim până aici. Putem să venim bun. Așa. Asta vreau să vă spun. Așa. Ori punem la toți cetățenii dale. Da. Păi cu două mașini de balastru, câte dale putem face noi acum? Păi bun. Pune balastru și le iau. Puține liniște, vă rog. Dar sunt voie să vă spun părerea mea. V-am ascultat părerile cu ăsta, vă spun ce. Deci bun, facem dale, dacă o facem din cap în coadă. Și o facem pe toată comuna, dălăm. Nu văd ca să rezolv problema. Nu se rezolvă, atenție. Ajung la discuția, eu sunt de pe principiul acel, de aici, de acord cu domnul Cretu în privința asta, trebuie să intervenim la efect, la cauză, nu la efect. Eu am urcat sus și cu părere de rău am văzut pământ gol, am urcat astăzi, să-mi văzut chestia asta, că ieri am fost plecat la Iași. Problema este în felul următor. Cu durere în suflet. Deci s-a pus balast, nu este gol, nici ce-o pus, nici domnul Dancă, nici ce-o mai pus, ce-o roabă sau cine, orice primar care a fost acolo, s-a dus la Vale, începând de la ăsta, de la Balin Ferdinand, ulița aia care vine de la Vii, da. Au ieșit în șanț și șanțul nu a mai captat, cu toate că este dalat, este pod, este tot ce vreți dumneavoastră. La Balin, acum? Da? Domnul, vă duc până la deal, pe partea asta, pe drumul 200. S-a stricat șansul care era făcut pe lângă Tarla. Atenție, bă, deci, o venit pe mijloc, s-a venit în podul de la ăsta, de la 252, DC88. Nu mai fost șansă. M-a ascultat un pic. S-a venit, o ieșit pe drum. O ieșit pur și simplu pe drum. S-a făcut străcăciune care a făcut. Eu nu m-am așteptat, deci când mi-a spus cineva, ieri la telefon chestia asta, că s-a stricat asfaltul, n-am crezut, până n-am văzut. Deci îți vorbesc prostii. M-am dus și am văzut ce e acolo. E dezastru. E dezastru. Pur și simplu dezastru. Și ăla nu putem să facem nimic. Discutăm, trebuie să-l decopertăm, că altfel nu, pe dedesubt, ți-a intrat apa pe dedesubt. Pur și simplu, o curs apa pe sub asfalt. Eu spun de 10 ani, domnul Gigela, acolo trebuia mai 2-3 mașini pe o parte și 2-3 mașini pe altă parte, lângă asfalt.
Mai înțeles? Lângă asta. Nu trebuia betonat. Dar nimeni n-a vrut. Piatră. Șantul de la Biserica Ortodoxă, într-adevăr, au fost făcuți. Eu am iarăși am trecut. Eu am spus că am călcat comuna de zilele astea de mama focului. Problema este la poduri. Oamenii au poduri înfundate. Discutăm cu ei și stau cu mâinile sub soare și păi cine să răspunde domnul primar? Păi dar cine? Să vin eu sau cine? Hai, dar nu ne luați la mișto. Păi dar hai să răspundem podul a cui? Cine intră în curtea respectivă? Intră primarul, intră... Domnul da. Anul trecut, când au fost da. De ploi, au adus sute de pietruri acolo la vale, la mine, care s-au dus da. La... Și cineva a spus, fără, mergi, scot școala, da, 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 taci, da. Ciuciu, nu mai bun. Le-a lăsat acolo și acum au ajuns la Bârgu. Da. De la Bârgu a ajuns sus la Iubianul. Ok. Așa. Bun. Și dumneavoastră și asta am reținut și de la domnul Cretu. De 4 miliarde ce zice dumneavoastră. Un calcul făcut. Bun. De acord cu dumneavoastră. De unde le luăm? Nu tot, totodată. Cele 4 miliarde. De puțin, domnul. Mi-ai pus întrebarea. Dar voi, doamna președinte, da, răspundeți. Decât să arunci sute de mașini de piatră pe drumurile astea care n-au niciun șans, da. Vii în fața Consiliului Local, revenim și facem acolo șanță deasupra satului. Bun. Păi da. Păi bun. Nu mai punem piatră ca să facem. Nu. Veniți aici să spun că este o balastieră de cădere pe drumul ăsta. Discutăm ipotetic. La momentul ăsta, actual, 25 iulie 2018, dați în soluția celor 4 miliarde. V-am spus, lăsați-o ușor cu piatra și transformăm în cealaltă. Dar e piatră, domnule, că mai am fi sute de milioane de dată. Spus-o repede. Păi s-o pus. Spuneți că ați avut 4 miliarde la... Care 4 miliarde? De unii 4 miliarde? Am spus, am dat un exemplu, poate numea 1,5. Deci trebuie să... Domnule, 1,5, dați în soluția de unde? Eu nu vă întreb că nu trebuie, sunt conștient. Banii se găsesc, dar... Unde, domnule? Băi, ce ușor îi spun! Nu-i mai lăsa la incidentul ăsta, doamne, că eu... Domnule, dar nu poți... Atenție, am chemat-o pe doamna contabilă, să vă răspund. Să mai explic o dată, că... Poate nu o să mai avem bani de salarii, poate nu o să mai avem bani să... Plătim, să zic, canalizarea care o facem Răcătău, Sohodor, în loc să luăm centru care este contabilicești vorbind. Unde să mai băgăm bani? Le spuneți dumneavoastră. Contabilicești vorbind. Banii de excedent se pot folosi la investiții. Banii de excedent. Domnul Crețu, așteptați răspunsul și vi-l dă doamna contabilă. Se folosesc la investiții pe bază de proiecte. Deci nu putem să luăm bani să facem întreținerea drumurilor din excedent. Sau la salarii. Pe bază de proiecte, pentru investiții, luăm bani din excedent și folosim nu la întreținerea drumurilor, nu putem. Ce atât de greu să aducem o firmă specializată? Nu dăm voie să explic doamna. Nu e atât de greu. O firmă specializată se duce, face un proiect, vine cu el domnul primar în fața Consiliul Local și dăm bani în excedent. Ce e așa de greu de înțeles, doamnă? Se poate. Dar n-ai cum să dai decât în cum să n-ai cum să la reparații de drumuri? Păi, dar este o necesitate asta pentru noi, domnul primar. Vă dați seama, dacă mai vine o viitură de asta, ne așa totul. Am să vă răspund o chestie. Deci eram în ședință, ieri a fost ședință de guvern. Noi avem, în urma două comisii care au fost la noi, suma de 984.554 de lei stabilit de dânsii. Comuna Horgeș nu se găsește pe lista guvernului. Și ce vreți să facem? Cu ce vreți să facem? Dar vreți să mă fac dator eu? Domnul Gigi, da. Când mai chema și pe mine ca să merg la ședință, s-au aprobat că a văzut și în ziar. Da. 5,3 milioane euro pentru asfaltarea. Da, domnule, de acord. Unde? Iarăși discutăm. Haideți să discutăm de una la alta. Eu nu vă întreb de drumul județean. Întrebați. Nu sunt eu gestionarul drumului județean. Drumul județean, întrebați. Au început, licitația. Absolut tot, cum a fost discuția cu Comisiunea din Media, că a zis domnul Dămogantit, a fost discuția că începe procedura, oricare om care cunoaște cât de câte administrații știe că orice lucrare nu se face fără licitație. Când s-a venit și s-a spus că o să se facă drumul și că încep lucrările, s-a referit exclusiv la faptul că începe procedura de licitație din primăvară, ceea ce s-a și întâmplat. Mergeți și vă interesați, deci nu faceți confuzie sau induceți în eroare cetățenii care nu știu. Deci atenție ce vă spun eu. Deci în urma cum, dacă noi făceam chestia asta de 984, 9 miliarde, 10 miliarde făceam contractări, de unde plăteam domnul Crețu?
Eu vă întreb pe dumneavoastră, de unde plăteam banii ăștia? Pentru asta ai fost ales primarul comunii ca să găsești soluții. Soluții? De unde? De unde? Mulțumesc, ca să o să hotărăm de omul dumneavoastră. Nu oricai și ori câinii. Dar, domnul meu, nu-i vorba de câini aici. Te vorba că și noi suntem trați la răspuns. V-am dat exemplu cel mai simplu. Doamna Margareta a spus să trebuie să-i vinovat. Că nu se implică. Cu ce să mă implic eu? Eu țip la, nu țip la prima, îmi cer scuze. Eu îi spun primarului care sunt doleanțele. Da, domnule, de acord. Cetățenilor. Dar dacă, vreau de la dacă nu sunt soluții împreună, poate eu nu vă lucrez. Domnule, îi luăm dincolo, dar nu soluții. Eu dacă ar fi primarul comunei Borgești, m-aș duce în fața guvernului pentru să dau banii ăștia acum pentru ce-a fost în țară. Doamne, eu nu mă mai duc acolo, doamne. Dacă nu-mi dați și mie să-mi fac un șans deasupra satului. De ce nu te duci? Ți-i frică? Nu. Atunci îți dar nu sunt eu nu sunt un expert. Eu mi-aș dori să am un expert. Dacă tot am intrat într-o discuție. Eu mi-aș dori, domnul primar, să nu trăiesc cu impresia că am ceva cu dumneata. Dar nu trebuie persoană. Eu dacă aș fi primarul comunei Horgești, n-aș veni decât la ședințe de consiliu dacă aș ajunge. În rest, aș fi mereu pe drumuri și aș veni cu... Asta e ce a spus dumneavoastră. Haideți să lăsăm să răspundă, că nu putem să o luăm de la capăt. Domnul Crețu. Dar așa să zicem mereu. Domnul Crețu, domnul Crețu, lăsați-mă domnul primar să răspundă. Ar vrea te merge pentru șanțuri că... E aici? Da, este. Nu, am avut cu ești cineva afară și rămâne la domnul Crețu. Avertiment pentru șanțuri, da, o să revenim. V-am spus, avertimente au fost. Fiecare înțelege modul lui. Nu știu, cred că în România a devenit o chestie de obligativitate, toată lumea zice trebuie să facem șanturi, dar nimeni nu face. Încă o dată vreau să vă spun. A fost om care a intrat apă în curte, am fost apă cu motobomba pe data de 16 iunie, a venit următoarea ploaie și zice, domn primar, dar iar nu a intrat apă în ori. Bun, și tu ce ai făcut? Păi ce să fac? Păi dau un șans de apărare, ceva. Hai, dar și de ce să fac eu șansă? Păi și atunci mă imund pe mine, mă oameni, înțelegeți v-ați înțeles unde am ajuns în chestia asta? Deci bine, te inundă pe tine și tu nu iei nicio măsură de protecție, de apărare. Iar cei respectiv că dumneavoastră aveți autoritatea să îl sancționați. Da, domnule, da, da. Și ați trecut la mături? Ați bun, trecem la mături, eu sunt de acord cu dumneavoastră, uite, dau o amendă. El nu o plătește, ce face în momentul respectiv? Bravo, domnul Bogdan, vedeți că văd că primar, vă știți despre ce vorba. Bun. Comisii la fața locului, ziceți dumneavoastră, noi am fost comisii de fiecare dată, am făcut comisii la fiecare eveniment. Podul de la Tavarcea este făcut de comisie? Este luat în bază de date ca să intervină asupra lui? Da, dar am spus, avem aici tot. De câte nu spuneți că se intervine? Ar fi trebuit luna aceasta, dar din cauza ploilor nu au fost, s-a putut interveni. Referitor la amendamentul pastoral, nu am nici în lucru în proiectul respectiv, iar la termoidolare eu să vă aduc exact, acum e târziu, să vă aduc exact proiectul respectiv cu tot. La amenajament este un de jumătate de ani. Cine lucrează la amenajament? Cei de la direcția, de la Orsa și de la direcția Agri. Noi am depus dosarul, noi partea noastră am depus la ei. Da, domnul primar, ca ultimă, poate că am mai întâi ședința. În ce stadiu suntem cu apa și calitatea? Acum vă spun. Haideți să răspund la domnul Dudulică. Răspundeți la tuturor întrebărilor și apoi dați răspunsul că e mai bineînțeles cu granița de la Răcătău. Inundații. La mine mai aveați. Eu v-am solicitat. Am zis așa. V-am solicitat să-mi prezent. Utilajul după ploi. Comisia de la balastări. Să știm ce drumuri a fost balastate. Da? Sunt vreau să merg pe teren să văd cum arată drumurile astea. Acum nu. Auziți? Știți cum cere chestia asta? Puteați veni atunci. După ce s-o termina balastarea puteați veni. După ședință, eu stau și personal. Ok, dar acum ce să vedem? Cum a luat apa balatul? Exact, vreau să văd cum ați arătat pe drum să te vedeți. Na, bine. Dar după ce s-a făcut balastarea, imediat de ce n-ați fost pe teren, domnul Dămo? Că nu erați aici, puteți mergeți astăzi când sunteți la ședință? Hai să revenim. De ce n-ați venit atunci? Domnul primar, când ați venit la mine, nu mai fac o propunere. Păi nu schimb că e aceeași situație, în lună de lună zi de zi, aceeași situație. Fântâna de la Bisericu, noi avem un cauză, încă o dată. Așa. Veneți cu foarte multe idei. Asta este îmbucurător. Partea este, eu întotdeauna am pus partea financiară a lucrurilor. Și eu îmi doresc acasă să-mi fac, eu știu eu ce să mai fac. Dar dacă nu am posibilitate, nu o fac luna asta, nu o fac nici luna viitoare, poate nu o fac nici anul ăsta. Pentru că dacă n-am bani, nu pot să contactez acum o lucrare fără să am bani în buzunar.
Aici nu trebuie. Haideți să lăsăm pe domnul Crețu. Nu, domnul Crețu, ați avut ajunge. Nu, nu, mai adică ați inundații. Au fost cu inundații. Noi am intervenit așa cum am ajuns, așa cum vă spus doamna viceprimar, s-au făcut orice și am ajuns să-mi las două ori. Din cauza faptului că nu se poate intra, așa, nu se poate intra în balastieră, nu putem continua balastarea respectivă. Eu vă spun în discuțiile purtate cu cei care fac chestia. Bun. După aia, am fost cu grederul pe dealul Bradului. Și vă poate confirma persoana din Zăudor că a fost acolo. Bine. Bun. Problema este, s-a făcut înclinare, acolo este drum de exploatare agricolă. Nu știu cât putem interveni mai mult decât atât. Dar am zis, hai domnule, să facem un greder, să nu zicem că suntem direa voință. Problema este, zic eu, în momentul când vine dealul Bradului pe lângă Nelul Turcan, trebuie un pot care să-l aduc în canal. Corect. Sigur. Păi, bun, bine că sunteți de acord cu mine, am spus că suntem de acord în privința asta. Este bun. Podul meu primar, dar nu-i răspundat. Lasă, acolo, nu la Jănică, care traversează drumul respectiv, care îl aduce în canal. Când e făcând drumul respectiv, vine dealul Bradului, vine pe drumul pe lângă Petruș Boboc și îi vine în... În loc să ducă pe canal, care se fugă pe lângă, pe sub podul ăla. Dreptate, Brânceanu, este pod, dar nu-i desfundat. Băi, mergem până acolo să-l văd. Vă dăm răspuns la răspunsul. Noi, domnul care traversează. Bine. Bine, domnul. Ok. Spuneți-i domnului Dudulică și ai zis. Apa vine pe drumul. Când trec, mă opresc acolo. Și ajut acolo. Domnul lor din spate, este vorba de proprietate. Problema este, nu că vor oamenii. Noi nu putem investi pe o proprietate existentă, pe o proprietate privată. Deci toți cetățenii care au titlul începând de la Ion Boboc până la Dudulică, trebuie să ne doneze pământul sau să ne vândă pământul. Asta înseamnă notariat, acte notariale, schițe cadastrale. Noi să zicem că le suportăm noi. Dar vă dați seama că trebuie să faci pentru 2 metri sau 4 metri lățimii și 5 lățimii cât îți ține bucățica, trebuie să faci cadastru, care costă 7 milioane. Păi, asta vă spun, plătește primăria. Sunt 50 de proprietari, 5 ori 7, nu urcăm la 350 de milioane. Numai cadastru. Numai cadastru, fără notar, fără nimic, fără nimic. Cu donații se poate? Păi cu donații, dar același donația sau, păi domnul meu, donația nu înseamnă că am scris să-l dau mâine, să-l dau nu, domnule, prin notariat, ca să putem face proiecte, să putem investi. Primăria donează bani. M-ați înțeles? Unii se doresc bani pe mâine. Haideți să lăsăm domnul. Gândiți-vă dumneavoastră că nu puteți să faceți drumul că nu vă dă oamenii voie. Nu, domnule, nu. Oamenii trebuie să-mi dea pământul, nu trebuie să-mi dea voie. De proprietate, mă, deci asta e toată chestia. Haideți să vă spun canalul. Așa, domnul. Haideți să vă spun apa. Domnul Tufescu, domnul. Într-adevăr, două minute. Da. Suntem, într-adevăr, probleme sunt. Sunt cele patru proiecte, într-adevăr, care le-am pornit și care stagnează, într-adevăr. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Ați văzut că n-am zis nimic. Domnul Bogdan a ridicat toate problemele și am fost de acord cu, și nu o să zic. Dar totuși, o să vă aduc la cunoștință stadiul celor patru proiecte prin fonduri europene. 1. Apa și canalul. Am avut 3 participanți la licitație, s-a câștigat, s-a făcut contestație. Suntem în stadiul de contestație. Pentru podul de la Zodian. Avem 2 ofertanți, așteptăm până luni să se termine perioada de depunere a dosarului pentru să dea Dumnezeu să nu fie probleme. Pentru bulbă excavator. Eu chiar ieri am fost cu altă problemă cu apă și canal la Iași, la Afir, și am întrebat și de buldoi excavator. Mi s-au răspuns în felul următor, este în lucru, mi s-au arătat și cărui funcționar este aruncat dosarul nostru, dar sunt foarte multe proiecte, o zis dosare și este în lucru. O zis să revină undeva la sfârșitul săptămânii viitoare. Eu sper că prin sfârșitul lunii viitoare să avem să putem achiziționa acest buldoi excavator. Așa zic eu. Da? Încă sceptic pentru că nu mai au termeni din astea. Până în final era mai bun o leasing. Noi, revenim. Școala am zis.
podul, apa și canalul și buldoi sau asfalt. Astea sunt proiectele. Și cu grădinița nu mi-a răzut. Grădinița, da. Grădinița am făcut expertiză, suntem la proiectul la... Nu avem nicio informație de acolo. La cine? Ba da, astăzi v-am zis, procedura este în desfășurare. Cum durează? Nu, CFU. La CFU. Și poftim? A trebuit să terminăm toamnă toată chestia asta. Finanțarea, când se dă finanțarea, mi-e dat bine procedura. Procedura este începută și după cum v-am spus. Deci este o... Sunt anumite... Iarăși niște documente pentru asta să te pășea anul, de la an, și am depus... Bine, asta vreți să întrebați că dacă vreți să... Pentru că le-am explicat situația. Eu am întrebat dacă să vă dau răspunsul, vorbiți da. Răspunsul și ce să fac. Noi am terminat. Deja facem altceva. Păi de asta, cât durează asfaltul? Asta-i problemă. Asfaltul? Da. Nimeni nu știe cât durează. Doamna Preș, vă rog cum vă dați. Nimeni nu știe cât durează. De ce să vă spun eu odată? Eu când am spus cuiva că s-ar putea nici anul ăsta să nu se facă asfaltul, să o dau. Văd eu sunt primarul că nici anul ăsta nu face asfaltul.